Eu am făcut super culturi cu plasă de insect. Scuzați expresia, panaramă și scandal. Da, 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 da. Deci aveam, puteam să mă duc în 50.000 anul ăsta. Bravo, mamă, bravo. Eu mă păi duc, ajută. Eu conduc da, sute de kilometri și tu ai cadou. Și nu mai primești acum întrebarea cât e? Bă, primeați întrebarea, primeam întrebarea aici. A venit și a dat sânge în timpul operației, că altfel nu rezista. Ce tare. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat. Astăzi mergem în vizită la ferma lui Ursache, să vedem, trebuie să ridic și niște păsări pentru că dânsul vrea să facă un solar în locul unde au fost păsările, are muțate olandeze. Și dacă tot vrea să scape de ele, am zis că le iau eu, plus că când am fost la Indagra ne-am întâlnit, ați văzut pe vlog, și a zis domnul să ne și vedem, să ne cunoaștem. Mergem să vedem ce are dânsul în curte și ce vrea să facă pe viitor. Știu că face răsaduri, mulțește flori și se bazează mai mult pe agricultură. Nu știu dacă a renunțat în totalitate la animale, dacă mai are sau nu mai are. Mergem, ne cunoaștem și filmăm, stăm un pic de vorbă. O să vină și dânsul odată la noi la fermă ca să filmeze ferma și ca să facem și un farche, să punem câteva întrebări. Numai că eu i-am spus să trebuie la 8 normal să fiu la dânsul, ca după aia să pot să plec la fermă, că știți foarte bine, trebuie să duc și păsările la fermă, vă dați seama. Și am plecat de la 6 acasă, de acasă, mai am destul de mult de mers. Numai că nu i-am răspuns deloc la telefon dânsului și o să-l sun când mai am cam 10 minute și o să-i spun că abia m-am trezit și că plec, că abia plec spre dânsul. Să vă dați seama, trebuie să fiu la 8 la dânsul și eu îi spun că la 8 fără 10 abia m-am trezit și că o să plec la undeva la 8, o să plec spre dânsul. E departe, am 100 și ceva de kilometri până acolo. Tocmai în Ștefănești. Ideea e că am luat-o pe centură, n-am luat-o prin oraș și am făcut undeva la o oră jumate, oră 40 maxim. Ne revedem de acolo să vedem reacția domnului Ursache când o să mă vadă că am ajuns, când am stabilit. Pe aici? E a doua generație de căciuni. Dar e mămică? Nu mai. A, a fost. Da, tu știi să dai pupicul, bravo! Ești puțin să. Ia, cum dai tu pupicul? Ia, arată. Arată cum dai tu pupicul. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Aici fermierul vostru preferat, împreună cu ferma lui Ursache. V-am promis că o să mergem. Nu mă așteptam atât de repede, dar dacă domnul a avut timp și am avut și eu un pic de timp, am venit în vizită. Bine v-am găsit. E prima oară când vin la dumneavoastră. Bine, ai venit și vin oricând vrei, că aici e deschis. Da, vă mai vizitez oricum, am de învățat de la dumneavoastră. Să vii primăvară, când, sau în ianuarie, să faci, să vezi exact procesul. Putem pune și la treabă. Te pun și la Chiar putem să facem un video pe viitor, dacă nu eram fermier și dacă punea răsaduri. Că eu oricum nu pun răsaduri la mine, că eu n-am timp. Da, am discutat, cred că, cu mama ta pe niște comentarii. No. Cine e, nu știu. mama. Și să știi că nu e greșit. Să se apuce fiecare să-și facă da, eu, dau eu, de flori, de legume. Dau dreptate, dar la mine e mai greu cu timpul. Nu e greu deloc. Nu e greu. E vorba de o mini-senă. Mă rog, discutăm. Da, nu da. E oricum vreau, mama, v-ați că o să trească să vorbesc eu cu dumneavoastră pentru niște semințe de-astea de roșii mai speciale, că dacă puteți dumneavoastră să le faceți. Da, da. Și vă opriți dumneavoastră, îmi dați și mie. Știi cum e? La comandă e puțin delicat, că îți crește responsabilitatea. Dar se poate face. Încercați, nu e nimic. Nu că le reușesc, nu-i problemă. Da. Că au aceeași tehnologie, să zic, aceeași factor de respectat. Doar că, da, se poate. Avem de-alea, facem, am arăs, de semințe mai românești, așa, mai da, autohtone. Mai... E relativă, vorbim. Ia, mama știe. Bun, o să, eu în prima fază am venit aici odată să mă întâlnesc cu domnul Ursache, să vedem ce are domnul pe aici. Trebuie să luăm și moțate. Minte, a venit să ia moțate. Nu, nu e adevărat. Nu e adevărat. Că... Și asta e motivul. M-am moțate. Ca să vedeți, a dat din moțate. Nu le-au primit pe toate. Pentru că n-ai fost tu coerent. N-ai fost. Da, vezi dreptate. Da, iau, domnule, nu mai stau. Eu v-am scris acolo și pe aia a rămas că să vă scriu și tot ziceam, lasă că scriu azi, scriu azi, scriu azi, nu. M-a sunat o pereche de americani stabilită pe aici cu asociații, nici nu mă interesează exact ce fac. Și m-a trezit cu mesaj sâmbătă la 7:40. Mai aveți găinușe? Da. Au venit, zice, solarul mai aveți? Uitați-vă că puteți solarul ăsta dintr-o doară la vânzare. Da, păi și mi-au dat banii toți și mi-au și toate așa sâmbătă. După aia Indagra, când ne-am întâlnit. Foarte și bine. Da. A, și ați venit de aici până la Indagra? Cum? Ați venit de aici până la Indagra? Păi de aici, aici locuiesc. În spate, unde... În spatele cameramanului. Ștefănești, unde... poți să zic Ștefănești, că e mare Ștefănești. Ștefănești, o fostă comună pestițată de politicieni care au vrut la un moment dat să transforme în orășel. Da. Și n-au crescut impozitele și s-au transformat toate căturile în sate, cartiere ale orășelului. Am înțeles. Dar e ok, e aproape de oraș, e o zonă puternică. Lipit de Pitești, da, ca peste tot în țară, cum sunt localitățile acum pline, transformate în rezidențial. Vrei să facem acum un tur sau... Cum vrei.
Păi deci, nu, cum vezi noastră, noastră sunt șeful astăzi. Hai să facem liber. Am încercat, nu mă ascund să fac cât de cât curățenie, decât că într-o fermă niciodată nu. Dar toată lumea face tot exact la fel. Tot timpul e un loc în care duci totul. Da. Treci luna, gata. Dar n-ai cum, te iei cu treaba acolo, se mai face pe aici dezordine. Da, lumea da, nu prea înțelege treaba asta, că nu ai cum. N-ai cum mai să... ales că nu e spațiu. Da. Eu având spațiu puțin, mă chinui să elimin tot ce nu am nevoie, tot ce... E greu. Cum vrei, hai să facem hai un facem tur, da. Hai. A văzut că am scris domnului mai devreme că mai durează, mai întârziem și nu se aștepta, cred că aștepta să vin pe la 10, 11 acolo. Eu am fost navetist de București și sunt conștient că pot apărea tot felul de chestii da. În trafic, mă rog. Și am zis, lasă-mă că ajunge când ajunge, nu mă deranja. Doar că ai venit, poc. Știi? Nu, n-am venit la 8, fix cum am zis, dar 8 și un sfert. Hai să prezint invers. Când de obicei când vin oameni la mine, eu intră pe poartă pe care a intrat tu da. În spate, având două ieșiri, am avantajul ăsta și prezint cumva invers. E, de unde suntem? De gardul ăsta, care va fi modificat din nou, e zona mea. Aici da. E zona de casă, limitată la maxim. Mai aveam puțin și intram în casă. Și putem înainta să vedeți. Eu am început cu solarul ăsta. Solarul ăsta este un solar modular, da, făcut de mine, de mulțumesc, singur. Da. Pe 10 mai, dau așa ca reper, m-am hotărât, pe 20 mai aveam plantat deja solar. Dar este cumpărat sau e cumpărat. Cumpărat. Modular, doar l-ați montat. Nu este de care. El e ok de familie. Da. Dar nu mai mult de atât. L-am mai întărit eu, vă arăt în ochi. Mi-am dat testul pe el. Altfel nu m-aș fi apucat la modul să produc și lăsat, să devin producător. Nu, nu, nu era cazul. Da. Am zis, păi dacă nu-mi place, dacă nu te poți arunca așa. Normal. Revenind, ăsta a fost testul. Mi-a mers bine. Adică am scos producție mai mult decât din primul an. Familie, da. Am dat prietenul cel mai departe și am înțeles că nu e doar o ocupație să-mi umplu timpul, ci că e o pasiune care poate să și producă un bănuț. Da. Și am zis, da, de ce nu? Și mergem mai departe. Dar ne arătați și în ele. Și în ele, intră, pe le deschid. Uitați, de obicei... aici sunt moțetele care o să meargă la noi. Mă întorc. Și domnul... A, ne întoarcem. Haideți. Da, da, da. Revenim și aici. Eu merg pe... Așa sunt eu mai organizat. Merg pe categorii. Da, noastră știți. Ăsta l-am upgradat cum am putut. Am pus plase de insecte și la intrări. Eu am făcut două intrări, dar nu mai intru pe ambele. Pentru că am ales să fac mese de cultură. Am înțeles că dacă eu pun, de exemplu, roșii, castraveți, nu răsaduri, pun plante, planta da. În sine și nu fac răsaduri, nu ar fi bine să pun plasă de insecte, că nu mai intră albinele? Greșesc? Și ce? Dacă nu mai intră albinele, de ce? Nu polenizează? Ce înseamnă polenizare? E retorică. Ce înseamnă polenizare? Vine albina și... Și ce face? Polenizează planta, ajută-l, ce-i floarea. Face? Cum? Zic clar, dacă știi, dacă nu zic eu. Păi nu știu exact. Vine albina, mișcă floarea, da, și se produce, floarea se simte scutură și se intră în stres și se polenizează ca să producă mai departe ciclul vieții. Dacă eu trec cu mâna și mișc planta floarea, se polenizează. Păi știu asta și am înțeles că dimineața e cel mai bine, că atunci se deschide planta da, floarea. Da, mă rog, trece la viață și mai departe. Da. Dar nu e, eu am făcut supercultură cu plase de insecte. Și ajută împotriva dăunătorilor? Evident, urmări treaba am diminuat, asta, păi cum să nu? Am diminuat nevoia de aplicare de tratamente. Și în schimb aerul intră, nu îl oprește deloc, nu? Am ajutat cu ventilatoare. Intrăm, da? Eu nu le deschide când e toamnă, pentru că e frig. Ăsta s-a transformat deocamdată în solar de flori, să zic așa, vezi? Jos, eu am mai făcut filmulețe să-i văd pe oameni, dar cu ocazia asta le mai arăt o dată. Am pus o bară, da? Care să fie grea, da. Încât să nu o bată vântul, ca fel. Am pus-o deci deaba. Acolo dăm la parte să intrăm. Mă descalți? Da, 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 da. Să încep cu agrotextilul. Inițial, având culturi clasice, ca toată lumea, nu mesele astea, foloseam folia maro pe care o să vedem în solarul mare pe mese de cultură. Da. Acum îl folosesc jos, e cel mai bun, e cel mai scump, să zic așa, dar e cel mai bun pentru că permite și apa să treacă și nu se... Nu, deci o întrebare, că știți că eu mai am de învățat foarte mult. Da. Și venind în vizită la diferiți oameni ca da, dumneavoastră, da. Am de învățat. Aceasta este plasa antibureană. Da. Ce v-am spus în video chiar de azi, când filmez cu domnul Ursache, trebuie să se posteze video. Vreau foarte mult să investesc în treaba asta, multe spații moarte între solare, da, perimetrul da, lor. Da, și scap de muncă. Da, numai pentru că presupun că e destul de scumpă, dar dacă punem în balanță destul cu timpul pierdut... Scumpă, depinde de cam 6 lei metru pătrat, ca să-ți faci un calcul. Nu e ieftină, da? Merită. Și ține mai mulți ani. Asta o ții 3-4 ani. 3-4 ani, mi-a zis cineva, 3-4 ani, dacă bate soarele direct pe ea. Dacă e acoperită de pietriș cu nisip, sunt șanse să-i prelungesc un pic durata de viață? Da sau nu? Pentru că tu, acoperind-o cu ceva, stă umiditatea. Crezi umiditatea acolo. Da, ce da. E relativ. Pentru că se formează după aia
strat, nu mai are calitățile de perspirare, da? Da. Zic, gândesc fizic puțin. Nu, eu vă întreb asta că nici eu nu știu exact. N-am folosit să o acopăr la rândul. Da, dar oricum, ca și preț și ce oferă, că salvezi o grămadă de timp, că nu mai stai și smulgi bureana la 3 săptămâni. Da, însă are un dezavantaj. În momentul în care tu decupezi aici, eu am făcut filmele și cum, cu lampă de aia de încălzit. Da. Pe găurile alea trebuie să merge an de an. Da. Pentru că tu ții tot pe asta. Da. Ideea e că asta e foarte bună, dar are dezavantajul faptului că nu poți să manevrezi să diferențiezi culturile de la an la an. Da. Adică distanțele de plantare. Crezi că asta e vorba. În rest e super ok. Eu nu știu dacă rămân cu ea pe mesele astea, pentru că nu mi încălzește foarte bine, nu trece aerul. Ori o crestez, ori renunț la ea. Dacă îmi permiteți o întrebare, de ce ați pus pe masă? Pentru că eu am pământ sub masă și am încălzirea pe masă. Da? Uite, okay. Uite aici. Vino aproape să vezi. Eu am încălzire în mese. Înțeles. Eu am încălzire în mese. Uite. Sap ca să vezi. Uite, e cablu, rezistență, cablu special. Nu știu dacă se vede. Dacă se vede, sigur. Da? Care este serpentizat de mine, după calcul geometric, cât e masa, cât e tot, astfel încât să-mi încălzească toată masa, se întindă pe toată suprafața. Am înțeles acum. Da? Care, mergem aproape și vedem, că toți suntem în solarul. După cum vedeți și termometru. Da, termometru cu higrometru, da, totul. Umiditatea și temperatura reprezintă factorii principali. Da. La ce înseamnă producere de plante. Eu, tot ce înseamnă încălzire, am ales să fac, să, nu știu cum să spun, să mă sacrific pe mine ca lucrător, ca grădinar, da, să mă îmbrac mai bine, dar plantele să beneficieze de căldură. Despre ele e vorba. Da, da. Eu intru în casă și mă încălzesc, da? Am și ales, oricum suntem mai rezistenți un pic. Da. Decât. Am ales prize inteligente, care sunt manevrabile de oriunde din lume, pe aplicații speciale, cu ocazia să pot să arăt și eu aplicațiile, în sensul nu să le fac reclamă. Da, în care eu, nu știu că se vede, am tot organizat. Mesele 1 și 2 sunt cele două la care suntem acum, apoi sunt 3, 4, 5, 6, 7, 8 în solarul mare, mai am 6. Plus răsanța mamă, cum îi spun eu. Și avantajul tehnologizării ăsta este că poți să-ți programezi, să-i dai să meargă cât vrei tu, când vrei tu, da? Plus ce că vezi consumul, da, eu așa am făcut. Vezi consumul, vezi dacă funcționează, o oprești, îi dai program când să pornească. De exemplu, acum ne întoarcem puțin spre ventilatoare ca să vă arăt iarăși că, uite, ventilație, solarul mic. Da? Eu pot opri, manevra Wi-Fi, are un delay, din telefon. Ele mi-au pornit la program, uite. 8.30, da, pornit, da, azi, și cât merge. Da, mi-a arătat pornitul. Începe la 8.30 și se oprește la 9.30, dacă am văzut bine. Nu mai știu cât le-am dat. La 9.30 oprit, da, uite, oprit, nu mai, da? Și după aia îmi pleacă. De ce? Să-mi scoată umiditatea, chiar dacă nu mai e cald. Că vara ele puneți la 8 până seara. Da. E, așa folosesc la tot. Toată au un delay, oricum funcționează pompa de fertilizare, lăm de insecte, la fel, le aprind, le opresc de aici, sunt planificate. Revenim la termostat, ăsta e un termostat de 4 kW. Pornesc din butonul de pe priză, l-am oprit, sau din butonul de aici, mesele 1 și 2. Ia, apasă tu. Dar trebuie să pornească, dar nu pornește, nu știu de ce, nu e problemă, dar așa funcționez eu, da? Îi dau drumul, văd că am umblat eu acolo. Uite, pornise. E delay-ul, cred că. Da. Aici am un cablu, în capătul căruia este un senzor de temperatură, o să-l vedem în solarul mare, și aici îmi setez temperatura, cât vreau eu. Având posibilitatea să lucrez cu o masă sau cu alta. Da? De ce? Cred că vi l-a oprit din aplicația abia acum. Da, cred că face delay-ul, te zic. De ce? Pentru că eu, e posibil să am plante la un moment dat doar pe o masă. Da. Și atunci, din siguranța asta, care mi oferă și siguranță la electrocutare de mai departe, opresc masa asta. Da. Și am baterii. Și dumneavoastră ați făcut toată instalația? Da, da, am cumpărat echipamentul, l-am făcut eu. Dar eu l-am gândit. Da, legăturile sau... Da, 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 păi nu e mare inginerie. Pleacă de aici un capăt. Important e să vii cu amândouă capete la un moment dat aici. Da. Să-ți calculezi serpentizarea în funcție de dimensiunile răsaniței, că până la urmă mesele mele de cultură reprezintă niște răsanițe uriașe. Da. Normal era să plec de la răsanță, dar când ies, vă arăt. E, și pur și simplu faci o conectare. Pac, asta intră amândouă. Ai intrare, că intră curent, ieșire.
Da. Și două borne înăuntru de pentru senzor. Nu e inginerie. Da, în fine, pentru mine care nu mă pricep să fac o legătură. Nu e adevărat, te pricep. Mi-e și frică de curent, vă zic sincer. Păi nu, că lucrezi sub... ieși de sub tensiune, nu? Da, când îi dau drumul, poate pocnește ceva. N-are, ce s-are siguranța, că ăsta e avantajul. Știi, da. Aș fi putut să pun comutator, da, cum am la prizele astea. Dar am ales să pun siguranță, să pot lucra sigur pe mine. Da, știi? Da, da. Și de calitate, nu facem reclamă dacă ai idee. Bun, lămpile de insecte la fel lucrează. Văd că aveți izolație aici, aveți și dedesubt? Da, mesele sunt făcute simplist, în sensul în care am ales materialul de bază, scheletul din țeavă zincată, să nu fie nevoie n-are să moarte. Tratez exact împotriva umidității. Apoi e scândură, polistiren extrudat și jos și pe lateral. Răsanța da. Este izolată dublu, am și pe afară, o să o vedem. A fost atelier, mă rog, transformă o seră. Apoi este un strat de turbă, am pus-o atunci, nu aveam nisip și am ieșit mai scump, dar asta am pus. După care de vreo 3-4 cm, după care cablul ăsta serpentizat bine de tot încât să nu aibă mai mult de 3-4 cm între spire. Păi da, deci sunt câțiva metri buni aici. Aici sunt, deci avem 18, are 9 pe 2 metri lățime, sunt măsurate, s-ar de la una la alta. Ca să pot lucra eu, da. Aici mi intră 6 alveole. Lucrez la primele trei de aici și la următoarele trei de acolo. Partea cealaltă, da. Da. Mai mult de atât, nu mai am problemă. Eu având o ernie de disc, nu am putut să lucrez clasic când am trecut la producția de răsaduri. Da. Pentru că am rămas cocoșat două zile. Da, mi-am mai crezut și diozdanul, greu. Ca atare am trecut la mesele astea, care mă avantajează maxim. Eu nu pot lucra strânjos, de exemplu, cum stau acum. Pur și simplu mă sprijin masa de lângă și lucrez liniștit. Da. Și în orice moment, mai e un avantaj, nu trebuie să mă duc într-un loc anume să mut, să lucrez oriunde. Reprezintă și mesele de lucru. Da, ajungeți-o, am unde jumătate. Păi ce, alveola te apeși și-o iei. Opa, da. Stai în ea. Bun, scheletul l-am făcut încât să fac rola pe manivelă, m-am inspirat și eu de la Dan, grădina lui Dan, dar mi-am, că de asta spun eu și următorilor mei și tuturor interesaților, nu există ceva bătut în cuie. Da. Deci nu există să zici, bă, a făcut ăla așa, sau scrie acolo așa. Nu. Fiecare trebuie să ne inspirăm și din ce credem noi, de la cine credem noi, să luăm ce considerăm că da, se apliază pe stilul nostru. Da, să ne ajută pe noi, da. Că altfel nu e ceva bătut în, bă, gata, trebuie să fac ca ăla sau ca nu știu cine. Cam asta e despre solarul mic. Aici asta întrebare, dar nu știu de bine, sunt mușcate? Nu. Da. Băi, nu vine să crede, nu da, le-am deloc cu da. Florile. Astea sunt mușcate, mare parte făcute din semințe. Eu merg mult pe semințe, fiind la început, vreau să învăț și la flori, ca și la legume, de dezvoltată ca planta mamă, alții că din semințe nu iese. Eu sunt de părere că dacă le tunzi când trebuie și le dai ocazia să lăstărească, umpli ghiveciu și ies culorile ok la ambele, da. În ambele situații, proceduri. Eu intenționez, eu n-am trecut la flori planificând. Am trecut la flori pentru faptul că doamnele, clientele, da, femeile care au venit să cumpere sadul de la mine m-au certat. Pondere de cred că de 60-70%. De ce n-am flori? Și asta m-am întrebat, de ce n-am flori? Zic, hai să fac și flori. Și așa vreau să profit de piața de răsaduri și în primăvară să am și flori. Întrebare, dumneavoastră, unde vindeți marfa? Acasă. Acasă, deci vine lumea și ridică de aici. Acasă. Foarte ulița bine. Pe care a intrat, 7 zile a fost blocată. Dar mi-au ras. Deci mi-au luat și plântuțe când m-au lăsat cu un gap, cu gaură de vreo 2-3 săptămâni, până mi-au crescut ulterioarele răsaduri. Foarte bine, mă bucur. Anul ăsta îmi programez altfel. Serii să am. Mi-a fost rușine rău, cu toate că mulți mi-au zis, bă, nu o să pot să acoper tu piața. Cererea, pentru că nu e calitate în domeniu, în zonă și când aud oamenii că face unul ceva mai bun, mă alerg acolo. Da. Nu pot să acoperi cererea. Îmbucurător, e avantaj pentru mine. Îmi imaginez. Dar am fost 2-3 zile așa, bă, frate, nu am putut să servesc omul, intrasem așa într-o, mi-era rușine cumva. Da. Bine, nu mi-a bătut nimeni obrazul, dar ca idee. E, anul ăsta vreau să, sezonul următor, vreau să fac pe serii mult mai gândite, mai planificate, încât să pot să acopăr, să nu mai am golurile astea. Da. Pentru că am avut cele de răsaduri până în iulie. Uhu. Chiar dacă mai mică, evident, 10%, 10%, dar am avut, adică și în iulie am dat răsaduri. Bun. Dar mai pune lumea după aia, următoarea serie. Da, pe aici, în partea asta, ce ați pregătit? Sunt pregătite, urmează să mai pun îngrășământ. Avantajul la flori este că poți folosi chimicale. Da? Da, ca la răsaduri. Că nu se mănâncă. Da, nu se mănâncă. Sunt și flori care se mănâncă, dar nu așa. Nu fac eu producție de flori comestibile.
Și nu mai am. Și trebuie să pun îngrășământ cu descărcare în timp, 5-6 luni, încât să le trec iar la binișor. Da. Am fost la Indagra, n-am găsit, mă rog, iau de pe aici, dau comandă. Dar și aceasta este încălzită, pardon. Toate mesele mele. Da, dar aceasta nu are... Doar că scheletul, pentru că mesele astea au fost făcute acum o lună, deoarece pe sezon a venit căldura până am reușit eu să... Și n-a fost nevoie atunci să mai fac încălzire. Da, dar urmează să o faceți și la asta? E făcută, doar că am... Nu, încălzirea. Sunt făcut, sunt tăiați la bucăți, tot. Da. Înțeles, doar trebuie montat. Doar trebuie montat, niște negrese prin scheletul în pantă, vezi, fac puțin în pantă. Da. Și asta e gata. Problema nu e asta. Problema e că dispare structura. Ah, da. Sunt nevoit să fac, pentru că până când refac structura, altă structură, da, pun, repoziționez alt solar peste, care le va include, da, nu rămân în aer, sunt nevoit să fac structura asta repede ca să pot să le învelesc. Păi și unul la mână. Dumneavoastră aveți stâlpii băgați în beton? Nu. Deci asta e super bine că nu vă chinuiți. Nu trebuie autorizație, nu e vorba de scos. La structuri băgate în beton trebuie teoretic autorizații de construcție. Iar cu fiecare avem câte un vecin bun. Și eu m-am ferit de chestia asta și nici nu e cazul. Pentru că ele sunt construite solid. Da. Și eu am acte tot până și la fosă, la puț, la tot. Da, special ca dumneavoastră să fiu asigurat, să n-am probleme. Zâmbești în momentul în care și eu îți face vreun iubitor de tine o sesizare, tu zâmbești. Da. Faci efortul să te duci până la organele care te solicită ca obligația să te cheme și zâmbești. Ați avut pățanii de genul? La greu. Trist. Asta spun. Nu e trist. Am învățat din ele. Nu le știam. Eu venim tot de la oraș cumpărând aici cu ai mei acum 20 de ani. Nu sunt de aici, sunt venetic. M-am lovit de chestia asta, dar nu e o problemă, mergem înainte. Da. E un curent la români. Bă, veneticule, ai venit tu aici, nu știu ce. Trecem peste, știi? Da, nu înțeleg oamenii că în momentul în care ai cumpărat o proprietate, tu ai aceleași drepturi ca oricare. Normal. Să lășuiești. Nu contează care a fost primul. Despre ce vorbim. Dar mergem înainte. Viața e plină de hate. Da. Noi ne naștem cu răutate noi. Și acum, de când cu YouTube-ul și așa, nu simțiți mai mult hate? Nu. Sau nu? Să știi că nu. Am avut, am și eu hate și știu și unele comentarii. Unul la filmulețul cu sonorul slab de la Indaga. Am văzut aia cu lavalierele? Că sunt... Da. Nu ăla primul, că se găsesc. Următorul, că eu lipsă de respect că pun astfel de material. Și am explicat că mi-am asumat. Da. Chiar ne-am scris cu majuscule respectivului că mi-am asumat acel deranj. Dar inclusiv în titlu. Adică am pus paranteză, scuze pentru conținutul de fond. Dar conținutul și răspunsul întrebărilor mele au fost atât de importante din punctul meu de vedere, încât am zis, n-am cum să nu pun materialul ăsta. Da. Și l-am pus. Eu n-am vreo echipă de editare în spate sau cunoștințe, timp să mă apuc tare. Nu că nu aș vrea să învăț să mi le editez. Tot ce fac din telefon. Nici măcar n-am intrat o dată pe calculator. Da. Normal e să le pun și eu la punct. Cu timpul le învățați. Doar că hate-ul ăsta, atâta timp când nu este vulgar, să zic așa, pe mine nu mă mai... Place pe parte. Da, dar sunt momente, cred că când vă prinde și pe dumneavoastră, poate obosit sau ceva și cedați. La mine așa e. Adică trec cu vederea, dacă m-a prins obosit. Nu, șterg. Nu șterg. Ba da, nu-mi place, șterg. Da. De-aia și în finalul răspunsului despre care vorbeam, am scris. Așa cum eu postez în liber și postez ce vreau și mi-asum, și tu sau oricare poți să nu te abonezi. Da, normal, nu te obligă nimeni. Care e problema? Sau nu te uiți? Mai mult de atât, i-am spus că eu sunt un om liber și postez ce vreau când vreau. Nu mă pune nimeni, nu mă plătește să postez ceva anume, nu cerșesc în veci. Nu cerșesc, eu consider că nu trebuie să-mi dai, să-mi zici, tu poate o faci, nu știu dacă o faci sau nu, e problema ta și au altora. Eu nu zic abonează-te, dă pe clopoțel, sună din talangă, dacă îți place. Nu, da, eu sunt acolo sus să nu trăiesc din asta. Da. Ca să faci bani din social media și să te monetizezi, îți trebuie vizualizări, îți trebuie material de calitate, îți trebuie... urmăritori, trebuie adică postat destul de des. Sau să tragi pe nări, cum deja mă bucur că pică niște influencer de ăștia foarte vocal și cu multă putere de convingere a tineretului în general. Da. Mă bucur tare, nu dau nume, știm momentul, multă falsitate. Adică, da, din păcate, da. Ideea e că au venit cei din urmă, cei mari, care nu, după părerea mea, în fine, asta aici o să deschide sigur destul de mult hate în comentarii, dar asta e. Nu contează. La tine, nu zic, poate. Nu, da, la mine aștept. O să fie. Din păcate, nu zic, că, spre mine. Nu zic că trebuie să fiu eu apreciat pentru ceea ce fac, dar eu dacă încerc să fiu un exemplu și să fiu un exemplu bun, uitați-vă cât de greu cresc sau cât de...
Adică la mine nu... Nu știu dacă ai crescut greu. E destul de greu aici să știi. Aici sunt 7.000 și nu... 7.000 și, dar dacă, de exemplu, aș fi făcut, și scuzați expresia, panaramă și scandal... Da. Aveam, puteam să mă duc în 50.000 anul ăsta. Asta spun și eu. Dar sunt frustrări, că te chinui să faci ceva constructiv, să... Încurajezi tinerii, creșteți-mă și voi o găină, faceți-vă și voi o roșie a voastră sau asta, nu ai succes. Nu. Eu consider că trebuie să nu te enervezi, că ne enervăm, repet, noi, natura umană e să fim răi, sălbatici, criminali, să mâncăm, să vânăm, da? Tocmai de-aia ponderăm și noi cât putem și la copii ulterior. Da. E greu, e ușor să fim răi, să scoate din noi răutatea aia umană. Dar trebuie să te gândești că tu faci cu plăcere ceea ce faci. Da, asta da. Dacă ajungi să fii viral și să câștigi și din asta, e meritul tău, mai ales că, repet, nu faci ca alții, ai strac pe nări sau să-mi arăt, mamă, ce biceps am sau câți steroizi am băgat în mine și câți bani am făcut eu, că sunt șmecher și o face și voi ca mine. Problema fiecăruia. Așa că nu mai fi frustrat și eu am momente, dar șterg. Deci dacă simt că... Mă frustrează prea tare și trec pe respectivul, blochez. Da. Care e problema? E alegerea mea. Dar normal. Mie nu-mi place ceva la televizor sau pe YouTube, nu mă uit. Nu? Da. Simplu. Zi, întreabă-mă. Mai am foarte multe întrebări, dar o să urmeze stăm un farcast. Stăm. Da, și oricum mai punem câteva punem la masă, curiozități ale mele, dar cele mai multe o să le vedeți în farcast. O să vorbesc vreau cu... să închei periplul, pentru că urmează ce e mai important. Cine zic încheiem? Nu, mă refer că vreau să vezi în solarul mare. Da. Nu încheiem, dar asta spun, nu vă așteptați să pun toate întrebările acum, pentru că o să vină dânsul când are timp la noi la fermă și acolo o să fie întrebările... Mă rupe atunci. Da. Nu vă rup, că... Nu, important e altceva, că eu tot ceea ce fac pur și simplu din pasiune, plecat din pasiune. Ulterior, realizând că pot să câștigi un bănuț în plus, aduc un plus, nu trăiesc din asta, aduc un plus familiei. N-am calificare în domeniu, m-am înscris la Facultatea de Horticultură, la învățăm la distanță la București, dar nu cred că o să o duc, pentru că oricât de pasionat sunt eu și cât aș dori să am și o hârtie și să, nu știu, să mă gândesc, poate deschid o fitofarmacie în viitor, mai departe, nu e pe mine, nu mai e pe mine. Când am făcut o facultatea și master și ce pregătire mai am eu, a fost ok. Acum nu le mai percep bine. Adică învățământul la distanță, eu îl văd să mă chem o dată de două ori pe lună, nu să mă chem sâmbătă de sâmbătă și să intru online-uri pe 7.000 de matematici și matrici așa. Să facă toată lumea. Asta ca idee că din ce fac și ce spun nu e de la cineva cu doctorate în asta. Înțelegi? Să înțeleagă oamenii când dau aia. Acum, dacă mă întrebați pe mine, de multe ori e mai bună practica decât teoria. Da, eu am înțeles numai pe pielea mea lucrurile astea, sunt căpos de fel și inclusiv că iar aduc vorba de Dan și de Titel, sunt cei doi mentori ai mei, da? Inginerul Nache Titel, Ugăzeni, un băiat de finețe, așa, care a făcut și studii. Ei mi-au zis, vezi că facultate nu vezi foarte tare, o faci pur și simplu cea mai bună facultate prin ceea ce faci. Da, trebuie să schimbăm poziția în curând, că nu mai pot de ochi, că bate la fix așa. Nu știu dacă ați văzut. Ăsta e rozmarin? Da, l-ai nimerit și pe ăsta. Care îți place, ia? A, nu. De ce nu? Nu. Poftim. Păi trebuie să mă șim să-mi și spuneți unde îl pun afară, înăuntru. Te învăț, o lasă. Așa nu. Ții și în casă, nu-i probleme. Să rămână. Ăla e busuioc grecesc, e primit de la o clientă, da. Păi nu, că mirosei și îți dai seama. Mamă, cum poate să miroasă. Dacă mai și freci frunza, e altfel. Îți dai seama. Așa se face la plată. Aia e un moment, iarăși, ia măsoară, fă tot așa frunza să o vezi. Da. Înțelegi? N-am mai stat de ele. Astea sunt ce mi-au rămas mie. Le-am tuns, am pus la pungulițe, iar și pe ăsta. Să rămână. Mamei tale, o să-i dau o mușcată frumoasă. Uite pe asta, că deja poate mai face două, trei. Bravo, mamă, bravo. Eu mă duc, ajută? Eu conduc sute de kilometri și tu ai cadou. O să vadă sigur asta. Să vadă. Mie mi-e drag. Eu și anul ăsta am reușit să dau și cadou date până la producție și procesare cu borcanul de bulion și de castraveți. Ulterior să trec pe butășire, la flori și așa mai departe, ceea ce am și făcut. Sunt. Eu sunt mulțumit de ambele. Eu sunt păreri și păreri aromatică. Mă încântă tare că îmi pleacă omul mulțumit. Ați spus dumneavoastră că ventilatoarele le aveți pentru a scoate umiditatea. Și a scoate umiditatea, păi, și a ajutat la polenizare. Ați spus că nu deschideți ușile sau le deschideți? Le deschid, am deschis-o acum. Am înțeles. Nu, altfel... nu mai deschid ambele uși. Am înțeles. Și nu le mai deschide vreme. Deschid singur tot ce am studiat. N-am găsit surse prea multe în afară de Dan, de la care am reușit să ciupesc și în continuare extrag, revăd filmulețe. Și eu am intenții să-mi pun aer condiționat în solar.
Aveți cum asta panouri? Aveți cum? Am și panouri. Bun. Care mă ajută vara să merg pe moca. Sunt și prosumator. Am 8 kW, sunt bine. Oho, da. Bine. Da, 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 da. Bine, dar a costat. Știi? Ideea e că dacă înțelegi ce înseamnă viața plantelor, e ok, dar vorbim la masă, liniștiți, să-ți spun așa despre factorii ăștia care vor ajuta urmăritorii tăi care doresc să-și facă și plante, știi? Sau care, grădinari fiind, vor alege altfel răsadurile în primăvara, nemai luând țepe, sau diminui riscul de a lua țeapă. Că despre asta e vorba. Da, hai am luat și eu am luat țepe. Dacă trecem musularul mare, eu nu-l deschid. De când a venit frigul deschid, de ce? După ce îmi bat raze pe el, astfel încât să conserv cât pot căldura. Atât cea de ieri, să zic, cât și cea pe care o mai dau prin mese cât un zvâc așa noaptea când scade temperatura sub 10 grade în substrat, să îmbunătățesc, pentru că am culturi pe mese. Asta e clasic, asta e un sistem clasic al celor din Băleni Sârbi care fac solarele astea personale. A, dumneavoastră l-aveți tot de la... Ăsta nu l-am mai cumpărat, ăsta mi l-au făcut. Băleni Sârbi cine? Băleni Sârbi este o calitate în Dâmbovița. Știu și eu, dar cine? Domnul Marian sau cine vi l-a făcut? Da, știi pe domnul Marian? Păi și mie cine mi-a făcut? Tot el? Da. Păi am vorbit deja aseară să vină să-mi facă pe ăsta la altă. Foarte ok omul. Da, da, da. Serios, el mi l-a făcut. Eu cu ei, cine? Și mie cine mi l-a făcut? În 3 zile. Da, la da, i-am la necomandat și primul. Din păcate n-am filmat atunci. O să filmez eu. Dar dacă ați ști, dacă mă credeți că a fost în primăvară anul ăsta, ningea afară, rupea. Și ce dacă? Și munceau, n-aveam nicio problemă. Da, sunt foarte serioși. Deci am rămas șocat, am zis în 3 zile. Mariană vorbește în bulgară, că ei sunt o comunitate de bulgari. Cu mine vorbește română? Păi lasă-l cu mine, cu echipa. Da, 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 asta da, da, asta da. Ca să nu se audă când din jură. El nu știe că mai știm și alții limbi slave. Eu nu știu, eu nu știu, el întreba pe domnul Marian, m-ați înjurat, este? Da. Că nu, nu, nu te-am înjurat. Ce vreau să punctez, că tot e ocazia asta să-ți faci tu materialul ăsta, să înțeleagă, pentru că tu, având tot spectrul ăsta despre agro, da? Da. Prin filmulețele tale vei ajuta. Pe unde mergi, de fapt asta faci. Da. Dă un plus de informații de la mine, de la ala, de la ala, cum face la ala. Mă refer la ținta mea ca producător de răsaduri, de legume și de flori acum. Este masa de grădinari de hobby până la urmă, da? Nu ferme. Fermele și fac singure răsadurile de obicei. Da, da. Am eu două, trei mini ferme care iau de la mine, dar nu asta e ținta. Nu ezita să investiți în tot ce înseamnă prevenire bio. Eu am trei elemente de prevenire bio. Plasele astea de insecte, care te ajută enorm, dacă le instalezi cum trebuie, cât să nu ți intre dăunătorii foarte tare, că să le găsească multe găuri. Da. Și intrăși o să vedeți capcanele picioase și lămpile astea de electrocutat insecte. Astea trei elemente, despre care o să mai discutăm și la masă la o apă, sunt esențiale pentru a diminua nevoia de folosire de tratamente. Fie ele și bio, da. Da? Sau organice. Și cu bio asta e destul de relativă discuția. Da, asta e o... Intrăm în solar pe unde am făcut eu nișa de intrare doar. Vedeți pe aici. Vedeți de ce, indiferent că sunt 100, 200, 300 de kilometri, eu acum am aflat ceva de la domnul Rusache, nu am pus niciodată și știți foarte bine că n-am pus niciodată așa, ceva, nu m-am gândit niciodată la lămpi de insecte și nici treaba cu ventilatoarele, prima și prima oară am auzit-o de la domnul Dan. Deci întotdeauna când merg, e un plus, găsești un plus, ceva. Da, da, informația e cea mai valoroasă, la, da, după da, părerea da, mea. Da, da. Și eu, fiind tânăr, am foarte, foarte multe de învățat. Bun, aici vreau să nu vă loviți. Haide, da? Hai, intră tu prima și după aia închid eu ca să-și facă treaba. Dă-te în dreapta un pic. Ca să o faceți cu stânga când intrați, da? Așa, așa. Aici, din nou, am eficientizat spațiul cât am putut. Ăsta a fost primul solar în care am început mesele de cultură. Mi-am lăsat pe aici o alee. De ce am făcut? De ce am ales asta? Pentru a ergonomiza maxim spațiu. Mesele astea sunt ca celelalte două. Repet, cu ele am început. Se închid, se ridică ăsta pur și simplu, cu folie termică. Asta e folia termică, aia subțirică, da? Care te ajută la căldură. Se închid din manivelă. Se închide. Am o singură manivelă. Inițial aveam manivelă la fiecare. Și veneau clienții și se loveau de ele. Da. Și apoi mi-a venit ideea asta. Da? Făcută pur și simplu o cheie, fiecare pus aici un pătrat și pur și simplu trec cu fiecare și le manevrez pe rând. Da. Neavând nevoie decât o singură cheie în solar. Da? Bun. Aici am cultură de șerii. Astea sunt capcanele picioase. Astea sunt pentru tuta absoluta. Culoarea neagră le atrage. Sunt din vară când am avut și eu ceva dăunători. Să încerc să caut o tuta. Asta mă uitam și eu, nu prea vă, să știți. Păi nu. Pentru că au fost, avut, am avut la cele trei elemente bio trebuie atașat cel mai important element, monitorizarea. Păi și prin ele monitorizați, nu? Prin ele în primul rând și prin lămpile alea. Am înțeles, da. Acum sunt curate, frigul nu mai sunt dăunători, fug la hibernare. În fine, am avut aici o discuție, asta este Scars Footman, este un fluture nedăunător,
Originar din Anglia și Marea, din Marea Britanie și din Irlanda, mănâncă frunze uscate și tot ce înseamnă vegetația asta moartă. Da. Am fost la un mare, o mare specialistă din zonă, nu dau nume, i-am martapos și a zis că e tuta absolută. Am plecat. Mergem înainte. Da? O întrebare înainte de toate. Te rog. Eu am intrat aici și prima întrebare și mai mult ca sigur și urmăritorii mei. Ce faceți cu roșiile acum? Roșiile astea încerc să le coc. Adică, dacă mă ajută vremea și căldura pe care o am eu în mesele astea, ca să-ți mese de răsadul la origine, doar că eu, nemai având spațiu, am ales să aduc substrat și am băgat pământ în ele. Este a doua cultură de anul ăsta. Tot roșii ați avut? Am avut roșii și producție. Am filmulețele pe canal. Da. Da? Pe canalul meu de YouTube, TikTok și toate alea, ferma lui Ursache. Am când, de la, tot așa, de la plantare până la culegere și bulion. Da. Da? Ăsta vă arăt sistemul. Asta încerc să dau eu cumva o mică lovitură, dacă reușesc să le coc sherry ăsta Tombolino, ajutate. Sunt roșii sherry roșii? Roșii sherry roșii. Ați zis numele și m-am gândit că poate, că am văzut că există și negre și galbene. Da, 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 și galbene. Nu, sunt roșii. Kilogramul de sherry acum două luni, în vară, două, trei luni, la angro, era 20 de lei. Nu e producția la fel ca la o roșie clasică, dar dacă merg, pot face. Da, dar mai ales acum dacă dumneavoastră, pentru vânzare, nu? Că nu cred că doar consum vânzare. Propriu. Câte roșii nu, să mâncați? Vânzare. Am dacă reușiți acum, când se strică vremea, să ieșiți pe piață cu așa ceva, presupun că prețul să fie mai ridicat. Păi le dau la 15 lei kilo. Am dat în vară cu 15 lei, se băteau pe ele. Păi și acum în iarnă, că se strică vremea, nu mai are atât de multă lume. Păi nu, ia mai multă lume. Că nu mai e roșie proaspătă. Păi da, dar nu puteți să vă aruncați și cu prețul? Poți să te arunci, dar vezi, aici cu prețul trebuie să fii foarte atent ca producător. Da. Pentru că omul îți bate în bătătură, omul vine, te respectă. Păi da, dar dumneavoastră în vară dumneavoastră nu aveați încălzire sau nu prea aveați consum aici, presupun. A, la asta te referi. Da, da, dar adică e calculat. A, deci e tot este ok. Trebuie să-ți calculezi, trebuie să nu te arunci ca producător la preț mare, că nu-ți vine omul. Da, da, da. Dar nici să ajungi la sfârșitul producției să ești anipomat. Să ești minus, nu. Da. Problema asta încerc să zic. Mai ales când intri în open nișă, trebuie să fii foarte atent. Trebuie să faci un preț de dumping puțin, pentru că altfel degeaba ai tu calitate. Tu nu-ți aduci omul. Da. Dacă eu nu mi-aduc omul în curte și sunt nevoit, începător fiind să mă duc în piață, să-mi iau masă, să închidez, cum am făcut în vară o lună, ca să dau cărți de vizită, nu să vând. Da. A fost tot o chestie de marketing. Pierd, pentru că e greu să răzbesc eu în piață între comercianți, producători și samsari vechi, să urlu eu, bă, eu am calitate față de ăștia. Da, e da, foarte da. Greu. Social media ne ajută cu asta și prin asta, ulterior, client de la client. Da. Da? Deci eu trebuie cea să fiu atent la preț. Da, ce-a fost cea mai bună. A fost pagina de Facebook locală plătită zilnic cu 7,50 lei, care pe zonă mi-a adus urmăritori și clienți. TikTok-ul. Revenind la TikTok și la YouTube, vă spun eu la masă cum am ajuns să le fac. Eu fiind în am vrut să vă întreb asta înăuntru, dar am zis că nu. Spune-mi la masă. Ții minte și mă întrebi. Vreau să spun că la mine, într-o săptămână, s-a vândut tot. 35.000 de răsaduri, în condițiile în care primii clienți, 50 să zic, au fost de pe TikTok, să zic 100-150 de pe Facebook, iar ce-a urmat a fost valul trimis de la unii la alții. Au venit în prima zi 50, dau un exemplu, a doua zi mi-au venit 200 trimiși, de aia 50, da. A treia zi au venit 400 trimiși, de aia 250, da, 50 de aia. Și așa, în 7 zile am angolit. Foarte bine. Angolit, de la 7, eram mort, n-am terminat. N-am mai avut răsaduri. Da. Am avut nebunie. M-am fost certat și sunt în continuare. Bă, nu te arunca. Eu am fost nebun. Am zis, nu, tată. Știu că pot face calitate, am văzut că pot face. Fac să am. Nu e bine. E clar că nu e bine. Trebuie să începi ușor, să începi progresiv. Eu mi-am asumat. Ne trăim din asta, zic, ia stai-mă puțin. Da. Da, da, m-am îmbogățit. Că am investit. N-am scos nici, să zic că am scos o treime din investiții, ceea ce e bine într-un plan de business. Da, da, da. Continuăm, sunt multe, într-un singur material. Aveți și salată, e salată? Da, asta e salată. Bun. Am plantat-o la baza primei culturi de roșii. Am semănat-o, am băgat-o direct sămânță. Am făcut material video și eu atunci și nu știu dacă au fost doi oameni care să-mi zică că se reușește. E, și de două săptămâni mănânc salată. Da? Asta vreau să punctez neapărat și să arăt oamenilor că există posibilitatea de a îți ușura munca. Mai ales, repet, la ținta mea, da. La grădinarul de hobby, la fermierii mari, ăia știu ce să-și facă. Au oameni, au, da? Tu vii de la servici sau ești la pensie și vrei să-ți faci un solar,
o grădină, cam și în grădină, grădina care am lucrat-o, am filmulețe. Pe canalul meu de YouTube, ferma lui Usache, găsiți filmuleț cu montaj. Deci tot ce vă arăt acum e acolo de când am început, încă să ajut. E un dispozitiv luat de pe net, da? Nu contează ce aplicare mai departe, care ce face. Eu am apa pornită acum aici, am o conductă principală și apa pornită, da? Da. Eu de pe aplicație, pur și simplu, dau pe aplicație fără să vadă numele, sunt în solarul mare, da? Sper să fie semnalul de net cât se poate de bun, încât să și dau drumul. Ăsta ce face? Are o electrovalvă care are baterie aici. Are 4 sau 6 baterii, nu mai știu. Și ori manual, ori din aplicație, eu dau drumul la irigare. Îmi pleacă pe conductă și am aici furtunele Ward. O să vi le arăt când ieșim. Și dau drumul, eu, sau din programare, ați auzit? Da. Și acum se aude și apa cum curge. Și a plecat apa. Și o să vedem cum curge. Sau pe programul stabilit de mine, oricând. Oricând eu stabilesc programul. Da. De la cât la cât să meargă, da, în fiecare zi sau nu, o să debifez, uite. Da? Dau din două în două zile, dacă vreau. Dau zilnic 5 minute dimineața, 5 seara, în funcție de anotimp, da? Am văzut că vă arată și vreme. Tot. Deci e foarte ok. Bine, ecranul meu totdeauna la telefoane suportă câte o folie lunar. Că din cauza turbei și a muncii se dezlipește, se sparge, da? Și uite, mi-arată că mai am 4 minute de irigare. Da. Ca atare mergem către înapoi și vedem cum e. Și cumva vă arată și bateria de la device? Da, adică bateria asta sunt înlocuite când, da. De exemplu, în grădină mi-a arătat că nu mai funcționează, dar în grădină nu mai am nimic. Da. Sunt bălărie acum. În grădina pe care am muncit-o, că și acolo am două dispozitive, am două coloane. Da. Mergem ușor către spate să vedem cum irigă, cum irig eu mesele astea două. Uite, astea scăzi de vizită, făcute tot așa, în ideea promovării, înțelegi? Și TikTok-ul și Facebook-ul. Da, 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 nu făceam YouTube. Păi și lipsește atunci. Asta, vreau să zic. Făceam. Și aici sunt soarele noaptea. Așa arată de pe locul. Vai, cât de frumos se vede. Uzate, soția a făcut pozele și sunt soarele iluminate așa din datorită lămpilor anti-insecte. De da, lăsați și mie una. Da, am amintire de la dumneavoastră. Da, bine, am noi pe mașină, da? Ia-vă pe asta. Vreau să ia, vină puțin. Eu. Uite asta. Am făcut, am ales să pun pe fiecare mesă aici, de exemplu, vezi, aveam busuioc, da, cu sigla, ca să nu fotocopieze altcineva și ca omul când venea, vedea exact ce urmează să-i vină. Așa am avut și la roșii și la ardei. Foarte bine. Da. Adică oricum vă sfătuiesc face să vă puneți sigla pe toate pozele oriunde mai puneți pe Facebook, da, da, se da, copiază da, la greu. Da. Ei, eu am ales la sistemul ăsta de irigare, sistemul de la flori. Adică tub orb, uite-l aici, un tub orb pe care... Hai mai încoace să se vadă. Mai, că am arătat cuiva și le-am pregătit. Mai, stop. Care ele vin așa. Se cumpără de pe site-ul special, dar vine furtunaș, microtub de 80 de centimetri, tăiat în diagonală și pix, cu caneluri. Cu ăsta înțepi unde vrei. Acum nu înțep că e apa pe el. Da. Și ținește. Unde vrei tu să bași furtunul, îl tai la ce dimensiune vrei, dar tot oblic, spun eu ca pe fitilul de la trotil, da, sertizare, da? Și îl bagi direct la plantă, ăsta fiind avantajul. El bagă apă prin furtunașul ăla din furtun și duce pe caneluri, canalizează apă unde vrei tu. Da? Ia să vedem, s-au și oprit. Uite. Da. Vezi? Și o canalizează. E eficiență maximă. Asta se folosesc la flori de obicei. Ăsta, de exemplu, acum e înfundat. Nu că așa avea nevoie, dar când e înfundat, fac manevre. De ce e înfundat? Scot și văd. Uite, mușc. L-am desfundat. Da. Da? Și numai bine că s-a desfundat, avem noroc că și arătăm. Îl bag la loc un pix, un pic puțin și e rezolvat. Și apoi, uite, e pe caneluri, îmi pleacă apa unde vreau. Asta e eficiență. Păi și înăuntru aici doar intră furtunul și nu curge niciun strop? Nu, pentru că se mufează, se strânge furtunul. Este un furtun maleabil. Am înțeles. Tub orb, zice. Da. Asta e de 16, ca diametru, mă rog, 1,60, dacă centimetri. E foarte eficient. Nu neapărat ăsta, cât sistemul ăla. Adică e dat drumul din aplicație. Da, da, da. Pleci la mare, pleci în concediu, 20, nu, stai nu cu grijă. Ai probleme. Exact. E bine să ai și un om cu care să dublezi, să treacă prin... Băi, aveți, bă, știi, nu știu, sau o filivă plantă, că uite, ca la asta, de exemplu, da, se poate înfunda. Eu am desfundat-o acum. Da, da, da. Da, că pentru că m-ai văzut, cunosc procesul foarte special de sondare. Am vrut să vă arăt asta. Servisarea. Eu în grădină am tub de ăsta, dar nu mai am cu pixuri. Este, cum e banda de irigare, banda da, aia cu picătură, e tub și are 4 găuri. Și ține mai mult timp. Da. Da?
cam asta nu să vă arăt cu irigare. E important să te tehnologizezi. Nouă. Dacă nu ți-ai tehnologizat, muncești mult. Ca dovada, gălău textilul ăsta, m-am prins. Dar uitați, l-am prins cu, vedeți, cu niște scoabe aici. Astfel încât să nu le iau în picioare. Da, da, da. Afară, iar. A, și ce vreau să vă mai arăt neapărat, că ajută, uite cum lucrez eu la răsadul. Am câte o cijmea între fiecare două mese. Da? Deci nu aici, stai dacă să... te duci, da, mai e una. Am nu coloană stai pe să tragi, mese, să te... masa are 9 metri, furtunul are 5 metri. Adică pot să vin și aici, până în capătul ei și în capătul ăla, și mă și întorc. Da. Da? Și aici am cijmea cu robinet. Să filmeze de sub un pic. Tot așa m-a întrebat cineva să arăt sistemul ăsta, cu ocazia asta poate să-l vadă. Da, e o coloană principală care vine pe sub toate mesele, din puț, și aici robinet, la care eu nu umblu acum. Eu am apă pe asta. De ce? Că o să ziceți, păi stai, mă, de ce mai e sistemul ăsta de irigare? Pentru răsaduri. Da. La răsaduri nu uzi general, uzi selectiv. Da. Pentru că e ca la pădure, dar o să vorbim în vlogul tău următor. E ca la pădure. Arborii din lateral protejează inima pădurii și ei se usucă mai repede și atunci eu nu ud tot, toată masa. Da. Ud selectiv unde uscată turba. Bine, cu ce vreau eu, cu ce jet, cu ăsta fiind de obicei, da? Mă gândeam. Da, ăla e că mai udam ud chivecele alea pe acolo, da. Leandri, Smokin, trandafirceam pe acolo. Am vrut să vă arăt asta, e important să-ți ușurezi munca. Deci eu nu stau cu furtunul să-l trag prin solar să mă mai chir. Da, 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 pe pierdere de timp. A venit frumos, ne-am făcut treaba, nu am nicio problemă, știi? Cam asta e. Și mi-aleg eu jetul cu care lucrez, de obicei cu ăsta lucrez. Cu ăla de jet. Da, cu ăla rup planta. Cam zboară totul. Da. Dar nu mă strupiți. Nu te strupesc. Vreau să-ți dau să mănânci live, să vadă, să desfaci și să mănânci, să guști. Pe ce să desfac? Eu mușc direct din el? Rupe, sau mușcă direct, da. Mai... Deci nu-i strupit, nu poți să mănânci liniștit. Te auzi cu un clonță, deci da, spun că e ce trebuie. Sigur în la valieră. Da. Salată nu te pun să mănânci. Eu mănânc. Iau câte o frunză și mănânc. Dar o friptură n-aveți dacă... Și gândește că am peste 100 de chile. Cam asta e. Așa am ales eu. Întreabă-mă, dacă vrei. Știți că vreau să fac la prepelțe? Să ai o secundă, că mi-a ieșit cu băluță de la asta. Și dacă, foarte bine. Natural, tată. Știți că la prepelițe vreau să fac, să rămân un furtun la ele și un furtun să rămână în partea de găini. De ce? Ați văzut mai devreme exemplu. Nu stai să tragi un singur furtun 50 de metri, pentru că e pierdere de timp. Așa, dacă am două furtune, unul rămâne la iepuri, prepelițe și ce mai am păterasă găini, celălalt merge frumos la celelalte păsări. Nu stau să mă chinui într-una să trag furtune și astea. Și vedeți, acum a fost un sfat indirect de la domnul Ursache. Ursache, ok, da? Viorel Ursache. Domnul Viorel. Cum vrei tu. Da, să nu... E asumat, poți să zici buldogul, mi se mai zice. Buldogul. Pitbull-ul, că era și mi-a, mi-a dat un sfat indirect. Da, tu trebuie să-ți ieși. Poți ușura munca, că zici cât ai salvat, un minut. Păi da, dar un minut timp de atâtea zile pe an, tragi linie la sfârșit. Da, că tot filmezi. Farmacia. Uite aici, să zic așa, farmacia. Asta e baza asta cât mai organică posibil pe care o am folosit eu la culturi. Am pregătit acum un afin pentru că o să fac dezinsecție totală, cum ți-a și zis. Da. Și o fac chimică. Închid solarul, îl las 2-3 săptămâni, bombă, să bubuie, să moară tot ce se poate. Nu e joacă. Pentru că dăunătorii de acum, cum au simțit frigul, au fugit pe unde au putut. La mine zici că e mai greu, că am agrotextilul ăsta, dar tot se ascunde. Da. Eu am găsit aici colonie de ploșniță. Am film, pe folie, ploșniță, adică greu. Înțelegi? Da. Ei se ascund, vor să trăiască, sunt ființe, ca noi. Da. Fug, vor securitate, da? Și noi trebuie să le dăm în bot. Asta e. Iar în momentul când nu mai ai plante, dai chimic, tată. Da. Nu stau, că nu mai pe cine mai protejezi atunci. Adică nu mănânc aerul bio din solar. Da, da, da. Plantele, da, mi le fac cât mai natural. Uite. Am scăpat de când am frigul. N-am dăunători, nu mai am probleme, știi? Da. Foarte, foarte interesant. O facem un vlog următor și îți arăt că și în curtea de flori, la florile făcute tot de mine prin curte, am pus sistemul ăsta automatizat. Da. Pentru că mă trezeam la 11 noaptea. Și au ce aminte soția, sau soacra mea, că mi-a luat soacra cu mine. Am uitat robinetul pornit la flori. Bă, firar să fie, așa are program, pornește, da, și da, la mușcatele de sus. Am filmulețe, repet, pe canalul meu de YouTube, TikTok și mai departe, cu fiecare etapă de asta. Ca tu când dai de mine, să zici, ia bă, ăla cum a făcut, știi? Da. Ia bă, pot să fac și eu, mi se mulează, da, înțelegi, da, da, mă ajută, nu mă ajută. Asta e este recipient nou adus pentru bio, în care eu îmi fac fertilizările. Am înăuntru o pompă, furtunul ăsta și îmi fac fertilizările, da, mult mai rapid. Tot pe priză.
automat. Uite, să dau drumul să nu, să nu vă speriați. Sper să și pornească în sensul semnalului. Pompă fertilizare. Îi dau drumul și îl și opresc. Da? Și că nu vă speriați și tot am tresărit. Da? A, ce vreau să vă mai arăt, că n-am arătat niciun filmuleț e prima dată când arăt. Dacă ziceți ce e ăsta și de ce l-am, de ce l-am, e cântar. E cântar de bijuterii. Cu el fac dozajul, am făcut dozajul cât am putut de corect la, la tot ce sunt tratamente. Da. Nu ți se totdeauna în farmacie. Bă, dar fă-l cât mai ok. L-am luat în momentul în care am făcut prima cultură de sherry și am ales un soi necontrolat. Nu mai e controlat cum trebuie, foarte gustos, doar că în talie nu mai era controlat. Și atunci, eu știind ce dimensiuni talie trebuie să aibă soiul respectiv, am pus și greutate ca greutate, da, să văd. Știi? Și mi-am luat și cântar de bijuterii. N-am bijuterii. Nu le suport mai mult decât o verighetă sau... Da, cam asta despre irigare. Mergem afară acum să ne arătați și... Mergem afară, stăm frumos, toate 5 alveole semănate. Cu răsadul de salată am început eu, răsadul. Da. Da. Și mi-a ieșit 100%. Foarte tare. 1660 de răsaduri de salată, de hibrid. Și atunci am zis, stai puțin, de ce să nu fiu eu în Argeș altceva decât găsești pe piață? Că luasem și o țepe. Adică niște răsaduri chimicalizate și mizerii. Ăștia sunt senzoria de temperatură și umiditate care îmi transmit pe stații de meteo din casă în permanență temperaturi și umiditate. I-am prin tot solarul. Te simt eu și neapărat. Astea sunt în plus verificări. Mi-am mai luat, m-am o pungă cu 3-4 noi comandate, mi-au venit. Trebuie să monitorizezi, nu ții. Trebuie să fac și eu asta, o să vorbesc, o să țin legătura cu domnul Viorel. Trebuie să investesc, să mai investesc un pic în solarul mare totuși, de la ventilatoare, la lumini UV, ce sunt? Ce? Sunt lampe anti-insecte. Lampe anti-insecte, adică acum, cum să zic, am scos capul din pernă și mi-am dat seama că sunt variante, mai investești un pic, dar ai șansa mea mare să nu mai stai, uite așa, la solar că au venit dăunătorii și că l-ai pierdut. Poți să stai dacă nu faci altceva. Dar cum tu ești prins. Da, 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 exact. Ușurează munca pe scurt, n-ai ce să zici, mai dai un ban, dar... Adică hai să fiu ușor, exact, ce să fie exact. Greu, știi? Dar eu nu înțelegeam de ce îmi zicea domnul mereu și la Indagra mi-a spus că trebuie să eficientizezi. Într-una îmi spunea treaba asta, zic, mă, ce să-mi fac mamul atâta? E, uite că... Păi eu eficientizez... De aici sunt deja una, deci fenurile astea de insecte, capcanele și cu asta de insecte. Sunt patru chestii doar la solar vorbim, pe care le-am aflat și în... când o să reușesc să pun și aer condiționat, ce mai faci? A? Știți că și eu am panouri. Păi hai, dar nu e vorba de aia, e vorba de ce aș pune. O să spun eu. Vorbim asta în următorul vlog. De Ardei Silver Star, hibridul de ardei gras pe care l-am și făcut pentru vânzare ca răsad. Alea sunt vinetele Cana. Ambele mese sunt făcute și întreținute de mine tot organic, ca tot solarul ăsta. O singură dată am dat cu puțin coragen când mi-au apărut 2 fluturi de tuta, absoluta. Și bine am făcut. De asta spun de monitorizare, este foarte important. Fără monitorizare ești terminat, n-ai cum. Da, că oricum imediat îl termină din câte știu. Păi tot nu, dacă ai intrat și n-ai văzut la timp. Făcut colonii, ești terminat, n-ai cum. O să zic chiar și la masă, am multe chestii pe care vreau să le punctez pentru oameni, să înțeleagă, să extragă informația corectă de peste tot. Să nu se ia după mass media sau după... Da, întotdeauna nu prima informație și cea mai bună. Ce vreau să spun despre corectă. Culturile astea două. Culturile astea două din nou au fost un test pentru mine. De ce? Pentru că eu le-am ținut din foarfecă, da? Eu nu le-am lăsat să se dezvolte. Un fir de ăsta de vânătă pleacă pe două, trei brațe ca și ardeiul și rupe în două. Pe asta urma să vă întreb. Aici nu-i văd legați. Nu, pe ăștia nu i-am mai legat. Pentru că deci, am ținut din foarfecă asta, și am ciupit mereu. Asta urma să vă întreb, da. Pentru că eu, având de la greutate, vă zic solar asta că se culcă pe parte. Am avut eu culturi. Asta din nou a fost solar plin de culturi. Am avut 5 rânduri de roșii, de ardei gras aici, de ardei capi aici, 10 de castraveți și 5 de roșii în partea aia. Da. A fost solar, solar clasic ăsta. Mai pus eu încă un fir de sârme ca să împrintre cele care erau, ca să pot să leg roșiile alea. Da. Deci ăsta a fost clasic. Repet, eu în ianuarie am făcut prima masă aia. Făceam o masă, un plan cu răsaduri, cu băiatul care m-a ajutat la sudaș, așa, o făcea pe asta, că n-am făcut față. Da. Adică singur, m-am apucat de masă aia singur, dar trebuia să văd de răsaduri, să zic, nu am putut, și zic, băi, vin un coace, cât mă costă, ajută-mă să... Așa am lucrat anul ăsta. Anul ăsta a fost șantier în paralel cu producerea de răsaduri. Foarte greu! Tare. Anul ăsta mi-e mai ușor deja. Da, le aveți deja. Doar că uite, plec în proiectul ăla. Solarul mic dar jos, pus altul peste și tot așa o să fie, dar vreau să mă grăbesc încât în decembrie, când încep eu semănările, la sfârșitul decembrie, să le am puse la pământ. Dar la solarul mic, o mică întrebare,
Vreți să zicem să-l dezmembrați astăzi de dimineață și tot în ziua aceea, în acea zi? Pentru că am avantajul posibilității. A, deci învelirii. Rezistă învelirea asta și la... Păi cu folie termică. La ce se reziste? La ploaie. Păi și la frig? Care frig? Păi crezi că îmi ține folia aia? Folie iarna e zero. Sunt 2 grade. Dacă nu o dublezi cu termică, de dublură sau termică și îmi dai căldură, e zero. Am înțeles, dar nu știu ce mă bazam așa de mult pe asta. E o nebunie când aud, păi e solar. Păi e solar. Solarul te protejează de brumă, de arsuri solare, da? Da? Mă refer la culturile timpurii. Dar nu, ce-ți face solarul? Da. Și nu te bate vântul, nu? Da, e o protecție. Eu v-am zis că mai am multe de învățat și să nu râdeți de mine când mi-ați scumpărat perlele pe gură. Okay. Păi nu râd de tine, cum să râd de tine? Râd de mine, dacă râd de tine, aș râd de mine. Păi nici unul n-a știut. Da. Am învățat din mers, nu? Întrebând și eu. Uite, de exemplu, acum a trecut un țânțar, nu știu dacă se va vedea, aici. Uite-l. Eu n-am avut țânțari. Acum, toamnă, din cauza da, asta m-a întrebat, cine m-a întrebat? Stați 2 secunde să-mi aduc aminte. Ai zis un material, dar nu mai știu cine. M-a întrebat cineva de țânțari. Cum face să scape de țânțari din... Ah, chiar domnul Florin Călinescu mi-a zis că are 2-3 solare aici, da? Și mi-a zis, băi, Alexandru, sunt plin de țânțari. Acum, până acum, n-am știut să-i spun, sincer să vă zic. A zis, domnul Florin, fiind umiditate și tot ce trebuie, păi acolo stau țânțarii. Acum are culturi în ele? Nu știu acum dacă mai are. O să mă duc în zilele astea. Culturi, așa cum și eu voi face, deja mi-am cumpărat convențional de data asta, afirm, am acolo bidonul ăla de lângă tomberonul ăla care e nou, dar nu e de mizerie. Da. Și am și rețete, dacă vezi în dreapta, cu ce să produc, eu mi le scriu. Da, 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 pe tomberon. Alb acolo, da? Sus este numai tratament organic, ulei de nim, calciu, eu, pentru culturile astea, pentru că în primul rând le fac pentru mine, da? Da. Și automat, dacă îți dau ție ceva să mănânci, nu vreau să te doară burta după aia. Da. Revenind la țânțari, și eu urmează, după ce termin aici, să dezinfectez total solarul. Da. Cu chimic. Eu n-am aruncat, pentru că nu mai am plante. Urmează astăzi video, eu am dezinfectat, nu știu dacă am făcut bine sau nu, aici o să se râdă de mine, sigur, dacă nu dumneavoastră urmăritorii mei, am aruncat cu var pe jos. Nu are treabă varul cu dezinfecția, cu aia e pe sol, dar tu folia? Păi eu am filmulesc pe YouTube, păi colonie da, de domnul Osache, păi plojniță aici. Eu am mult mai înalt, ce fac, mor până... Păi n-ai vermorel? Ba da. Păi și bagi soluție în vermorel și întinzi tija aia. Și dai ca lume, îți pui o mască și vii cu spatele să nu curgă. Cadă, da. Păi așa fac tratamentele. Am și înțeles. Bio, când dau peste tot. Și obligatoriu dezinfectarea. Păi ce am făcut? E plin de dăunători. Bine, dezinfectarea o faci de obicei, dezinsecția, de fapt. Dezinsecția. Da? Dezinfectarea e una, dezinsecția e alta. Dezinsecția ne referim la insecte, da? Da. Ce înseamnă dăunători. Dezinfectarea ne duce către boli, sol, ce mai departe. Se face de obicei și în funcție de ce dăunători ai avut pe sezonul anterior, știi? Da. Dar eu, unul, sunt convins că e bine să faci ca și cum ai avut cei mai mari dăunători. Da, 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 mai bine dar să previi decât atenție, să... la sol, eu n-am nevoie să umblu. Umblu doar la ăsta și nu folosesc, nu dau nume, nu folosesc, că am fost întrebat, substanțe foarte tari. Da. Adică trebuie să-ți asumi foarte tare. Dacă tu folosești un dezinfectant foarte puternic, chimic, tu îți omori și microflora și tot ce înseamnă microorganisme benefice. Ceea ce face bine, da. Cum? E mult. Eu sunt avid așa de informații și tot citesc. Neavând studii de specialitate, repet, am înțeles mult mai bine și ce înseamnă importanța chimiei în tot ce înseamnă viață și natură, nu doar la plante sau la oameni. Da. Da, pentru că în momentul în care ne facem analize, vedem, bă, vezi că suferi, n-ai fier, n-ai nu știu ce. Da, da, da. De-aia de aici este destul de relativă și aplicarea de substanțe. Sunt situații, repet, în care ai un atac de dăunători atât de masiv sau o boală, în care tu dacă vii doar cu organism sau cu bio, ești mâncat. Da, da, da. Și atunci, sau ești foarte scump. Da? Și atunci trebuie să-ți asumi. Ori pierzi recolta, ori intervii și mai salvezi din recoltă folosind substanțe certificate la care le păstrezi dozajul și timpul remanent, da, 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 ca să nu rămână reziduri. Eu am recunoscut întotdeauna peste tot, eu recunosc că eu când stropesc pentru dăunători, stropesc chimic. Eu pentru nu, că dacă ați văzut, n-am filmat din păcate, la Instagram vorbit cu o doamnă care era inginer, avea în jur de 70-80 de ani, deci de foarte mult timp, și mi-a spus, da, poți și natural, dar stropești dintre 3 zile. Da. Nu am timp. Ceea ce? Păi n-ai timp. Nu. N-am timp și, mai zis o treabă doamna și mi-a părut că n-am filmat atunci, a spus că stropești dintre 3 zile cu bio, și nu poți să te asiguri 100% că... Nu. Deci a zis, la chimic sunt șanse mai mari, ai stropit și își face treaba. Hai să spun o chestie. Eu tușesc acum, da? Da. Da, tușesc de 2-3 săptămâni, mai ales și când mă agit, vorbesc mult, am scot o chestie. Păi dacă eu beau acum
300 de litri de cei de mușețel și de ceapă și așa, nu-mi trece. Ce fac? Da. Sau cutuțea? Pun mâna și îmi iau medicamente convenționale, da, exact, tratate. Da? Cât timp le luați, cum scrie acolo frumos și nu... Că nu o să bea acum... Nu mi-o trăvesc organismul foarte exact tare. Da, 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 da. Bun, cam asta despre solarul ăsta. A, aici am prima masă. Până în capăt un pic să da, vedem. Da, da, da. Păi vreau să merg până în capăt ca să vezi că asta este prima masă plantată cu tombolinul ăsta. Și se vede că are alt stadiu. Da, da, da. Întrebare la Sherry din ce am văzut și oricum am și o treabă asta de învățat. Nu se copilește sau se copilește foarte slab? Nu e vorba de Sherry. E vorba de tomata cu creștere determinată, nedeterminată, o leagă, o luagă, da, așa mai departe. Sunt mai multe chestii. Nu neapărat de Sherry. De exemplu, eu am copilit bazal și am defoliat. Da. Pentru că am vrut să aibă aer aici și în momentul în care... Alt avantaj la mesele mele de cultură. În momentul în care stropesc, eu foarte ușor întorc ciuperca tijei vermorel stropitorii și aplic exact unde este nevoie. Dăunătorul aici îmi stă. Da, da, da. Să nu-l ardă soarele, să nu-l vadă pasărea, să-l mănânce. Vorbesc de mediul natural. Da. Da? Eu aici lăsa aplic. Înțelegi? Da. Deci un avantaj la mine. Referitor iarăși revin la copilirea și asta. Eu am copilit și o luage. Și au mers. N-am fost mulțumit de godoria ăla ca textură. Da. Gust ok, formă mișto, dar textura destul de tare. Mă întrebai de polenizare. Ți se par nepolenizate astea? Nu. Uite, deja am fruct în ele. Da, da. Că nu mai leagă atât de bine, pentru că a venit deja, nu mai am lumină și căldură, este altă poveste. În mod normal trebuia să fie ciorchinii ăștia plin, plin, ca aici, deja. Dar ei da, merg înainte, îi fac, uite. Da, da, da. Observi? Uite, vreau mai aproape aici. Cade floarea și apare gogoneaua, da? Da. Dar în mod normal trebuie să fie mult mai rapid procesul ăsta. Eu mi-am asumat și pe proiectul ăsta eșecul, să zic așa. Oricum e un câștig pentru mine. Da. La anul, dacă pornesc cultura asta cu o lună mai devreme... Am vrea să zic eu o lună, da? Mai devreme, da. Ce să-ți mai zic? Aici e ieșirea înaltă. Putem ieși să vezi. Eu nu mai deschid, ți-am zis, ambele uși acum ca să conserv cât pot... Fiecare capcană, negru pentru... Negru pentru struta, albastru pentru trips și galben pentru musca minieră, parcă așa. Hai încoace, aici ai venit tu cu mașina. Da, aici am venit eu, da. Da. Ok. Opa. N-are nimic. Bannerele astea le-am făcut tot în urma unei provocări. N-am plecat așa. Atestat un prieten deja, da, 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 tot. O să vreau să spun asta ca să înțeleagă oamenii că e bine să face lucrurile cât mai... legal posibil, da, 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 că să nu ne doară cap. Exact. Repet, prieteni avem toți. Oh. Și dar e bine noi să rămânem ok, știi? Mai zic eu am băiatul de 18 ani care îi spun mereu, bă, chiar dacă vezi oameni răi în jur, tot încearcă să rămâi pe craca ta. Dă-te la o parte de lângă ei, atât. Da, da, da. Am dat răsaduri în magazin, nu dau nume, că suntem prieteni, am dat fotografii cu răsadurile în creștere, urmând să colaborez cu el, să ia la prețul meu, da, nu speculă, și așa să vândă răsadul și răsadul de la mine. Ulterior, am mai început colaborarea cu un producător, producătoare de prin Olt de răsaduri și a anunțat acolo că facem știu ce. Un prieten care venise și văzuse plantele mele a zis, băi, eu vezi că nu e ok acolo, bă, alea nu sunt ale tale, eu știu plantele tale. Am intervenit, am vorbit, bă, scoatem pozele măcar, vin, de ce nu mă interesează. Da. Și m-am enervat. În momentul ăla, cu toate că mi-au aminte, repicam niște roșii, am urcat în mașină și m-am dus pe unde ai venit tu. Dacă te-ai fi uitat, vedeai bannere. Da, da, da. Și m-am dus la oamenii aia, în curte, domne, cât mă costă, ce mă costă să-mi pun și un banner aici. Și am pus banner vis-a-vis de magazinul, înțelegi? Da. Au fost provocare, nu le-aș fi făcut. Deci m-a ajutat, că de asta spune de hate și de ăștia care ne încurajează. Te ajută dacă ești atent. Da. Și așa m-a ajutat să fac bannere. Mi-am pus și moaca pe acolo, prima dată n-am vrut, dar mi-a spus tipul de la firma de publicitate că e bine să se vadă personalizată. Pusese o femeie care nu știu ce făcea și a zis, băi, nu-mi pune, da, mă trezesc cu oamenii aia, cum i-am pus eu, nici nu știu cine sunt, lasă de pe net. Și zice, păi atunci bine. Și am uitat, am făcut o poză cu mine, a ales el, uite mesele de răsaduri, dacă le vezi în fotografia de stânga, așa arăta. Prețul pentru că mi-am dat seama că informația era incompletă. Și nu mai primi și acum întrebarea cât e? Bă, primeam întrebare aici. Ținut să am toate informațiile. Adică, mi-am trecut inclusiv atestatul de producător seria numărul, da? Pe care l-am și pus aici, pe, ca la firme am făcut, da? Da. Scrie aici numele, clar, tot, adresa, vizibil, nu mă interesează. Sunt un om liber care vreau să fac lucrurile corect. Da, nu să stați să vă ascundeți, nu să vă feriți. Asta, da, plusul care vine
e împărțit, pentru că pentru celălalt de producători suntem mai mulți. Și eu, și nevastă mea, și fiul meu, și soacra mea. Zis, bă, să... Și într-adevăr la ei pleacă banii, știi? Da. Revenind, iarăși, la primărie, greu am putut să plătesc taxa de publicitate. Pentru că nu știau cum să-mi ia banii. Firma, cuiu. Păi n-am. Zic, am niște cuie de ulucă, dacă vreți să zic, n-am. M-a angajat telefoste colegi de facultate, am făcut administrație publică, mă rog. Zice, păi dăm PFA-ul, păi n-am PFA. Păi nu putem să-ți luăm banii. Bă, luați-mi banii, eu vreau să fiu legal. Oprisem firma, am terminat banerele și cărțile de vizită și oprisem din a le scoate, da, din a le edita. Am zis, nu, pentru că în colț, în dreapta, pe ambele părți, în fire pe și pe partea aia, este trecut, uite aici. Taxa afișaj în scop de reclamă și publicitate la locul activității, seria, numărul din date de și a treia. Nu pot să cred, v-ați spus. Da? De ce am pus asta? Uite aici. Da? De ce am pus asta? Sus e atestatul, aici e chestia asta, da? De ce? Ca în momentul în care, și asta o plătește asta de publicitate la primărie, pe metru pătrat. Eu am plătit 8 metri pătrați, am 7 metri, nu știu, 30 de afișaj, da, prin, zici, traseu, pe unde le pui, mă rog. În momentul în care venea cineva la sesizare sau autosesizare, bă, ia stai mă, asta de ce? Lumea nu știe. N-ai voie să spui reclamă aici. Da. Să plătești la primărie. Sunt două variante. Îți pui pe garduri și nu încurci traficul. Să, dacă întorceam, da, dădea mașina de gunoi în ele. Sau pe stradă, de unde se trebuie autorizații, de la RNL, mă rog, curent, pe stâlpi, pe care ți-o mijlocește primăria. Da. Dar plătești altfel de taxe și îți trebuie firmă care ți le monteze, etc. Sau varianta asta. Au reușit, mi-au luat banii pe, nu mai știu cum a zis, debit direct și abia după aia am dat chitanța și numărul să mi-o imprime și pe asta. Da. Și revin. Vine organul, da? Ce e el? Polițist, de la direcția agricolă, de la, nu știu, tot felul de sesizări sau autosesizări. Domnul Popescu, dau un exemplu. De ce a spus asta? Și păi nu e al meu, e al lui Cutare. Ce au acolo? Număr telefon, se ia testatului și taxa publicitate pe timp. Da. Păi dacă mă sună vreun să mă întrebe, îi spun numai de bine. Bă, păi nu vezi, am toate datele. Da. Foarte bine ați făcut. Asta am făcut și asta, nu știu, eu zic ca toată lumea să facă cum trebuie lucrurile. Foarte bine, da. Eu am mai cunoscut cu ocazia asta, că m-a apucat asta mulți care s-au apucat și tot, pe sumână, legea ne protejează. Da. Până în 0,2 hectare, ha, da, 2000 de metri pătrați, nu plătim impozit. De ce să mai faci altceva? Da, da, da. Adică hai să... De multe ori România aleagă... Păi da, aleargă. Aleg. Aleagă care aleg ascult, varianta, da. Păi tata, n-a ajuns undeva. Că da, și peste 2000 de metri. Nu e impostul mare la producător. Da. Băi, nu te îmbogățești din asta, mai ales la nivelul ăsta. Dar fă corect. Muncești, te treci cu o amendă, da, nu te duci odată cer. Da, tot prești, gata. Cam asta e, astea solarele, dar vreau să vă arăt după asta neapărat răsanța mamă, cum zic eu. Și de acolo vă spun, o să-ți iasă lung filmulețul. Mere treabă. Dar eu consider că e informație bună. Da, da. De la unul care a plecat de la zero, fără informație multă. Da. Și vorbim la o apă, să răspun eu cum am ales. Se uită la cablul ăsta electric. Cablul ăsta electric este tras de la din solar, un vecin a cumpărat o casă aici și alți vecini n-au vrut să-i dea curent și apă. Eu i-am zis, ia mă, curent și apă. Și are rolul ăla de, din primăvară pe garda agățată, vin muncitorii, o trag peste și au curent. A, casa de acolo, presupun. Nu, cea asta, de mică, e terminată. Cum a, are? Gata, da. Da, da, da. Adică cum să-l ajuți omul? Vine omul să-și facă o casă, dă-i, bă, curent, mai ales cum azi plătește. Haideți, de ce vreau să filmăm iarăși pe aici? Eu am făcut, am putut. Aici a făcut buba? Da, mai face buba. Și... E folie specială, ți-o arăt. Mi-arătați, da. Da, da, da. Mi-arătați asta. Cu care mai cârpești, trece copilul, trec eu, mai lovești. De ăsta n-am reușit să-l scap, l-am de când am renunțat la și am făcut puțul la orizontală, am pus capac. Trebuie să scap de el, să-l mut de aici. Aici am avut mure, ca dovadă, uite și irigarea. Da. Ah, am uitat ceva să arăt în solarul mare, intrăm, că e foarte important sistemul de irigare, da, automatizat. Da, neapărat. Am renunțat. Deci am renunțat? Odată să las alee pentru clienți, pentru că ușor, ușor nu vreau să mai intre clienți în solar ca să risc îmbolnăvirea plantelor. Da. Vreau pe aici să fac un plexiglas încât să se vadă înăuntru când vin oamenii și apoi să vină pe aici, pe un circuit, știi? Da. Aici vreau să mă ridic cu stâlpi frumos, tot așa cu o copertină și să am florile aranjate frumos. Bun, știi? Da, da, da. Adică trebuie să eficientize spațiu. Normal. Hai, nu într-o fermă. La mine nu e fermă, e o microfermă. Da. Da? Nu e, n-am, fac singur tot ceea ce fac. Acum mă gândesc să mai mă ajute cineva dacă vreau să cresc numărul de răsaduri încât să eficientizez, să rămân pe calitate. Iarăși e riscul ăsta. Te arunci și strici calitatea și ești pierdut. Da, te-a mirosit clientul imediat, nu unde scute.
Aici eu aveam inițial niște boxe de câini, am canalizare trasă, mă rog, după aia atelier. E ultimul loc pe care trebuie să-l reamenajez. Asta este răsanța mamă. De ce îi spun răsanța mamă? Că de la ea pleacă totul. Este clocitoarea, că vorbim despre găini, da. Alex, da? Asta inițial a fost în solarul mare, pe jumătate. Da. În filmulețele mele vechi se observă. Este făcută de la zero de mine. De la zero, de la izolare, da? Hai să aprind lumina în primul rând. Asta e o lumină suplimentară pe care eu am ales-o să scoțând becurile și alegând becurile astea reglabile. Da. Să-mi direcționez lumina. Înțelegi? S-au aprit ventilatoare, vezi? Da. Au programul lor. Vezi, nu se mai aud. Ah, da. Și se opresc. Nu le-am dat toată ziua. Adică nici să fac un vânt când deja e toamnă, știi, Iulian? Da. Bun. Cum am gândit asta? Tot așa să pot lucra, da? Tot cu încălzire în substrat, gestionată de același tip de termostat de 4 kW, am o rezistență de 1000 în ea. Da. Deci eu din asta pot să mai plec. Da, da, da. Cu cablu încălzitor de 3000 de W. Foarte, da? Bine, cred. Jos mi-am făcut un... Tot așa, nu mi-a zis nimeni chestia asta. Doar că am ciupit din videoclipurile lui Dan și tot auzeam de pregerminare. Zic, bă, ce face? El făcea pregerminarea în casă. Ce înseamnă pregerminare? Ai semănat, dar în alveole, și le ții într-un spațiu peste 12-13 grade, acolo, da? Da. Pregătite deja să le bagi la germinat, la 22 de grade. Da. Înțelegi? Și tu deja ești avansat. Nu stai să le scoți pe astea și apoi au o lua să semă să le bag. Da, da, da. Și mi-a făcut să trag de germinare. Bine, pe desubt a devenit depozitare, nu mă feresc. Vezi? Și mi-l băgam aici. A, cu aerotermă, decupat ăsta și îmi făcea căldură în sertarul ăsta, cu polistiren, cu suce, și le țineam aici alveolele. Da. Și le aveam pregătite, seria a doua, cu care urc aici. Și uite, ăsta l-am pus eu. De ce? Să văd. Asta e o folie de la acoperiș de pus de sub tablă, da, care e foarte bună izolantă. Și o puneam peste. Plus, agrilul ăsta, asta este agrilul. Da. Ăla este agrotextil de jos, da? Pe care îl puneam în timpul iarnă, asta este agril. Da. Este o pânză specială, care permite aerația, da? Da. Și lumina. Și cum lucrez eu? Deocamdată, că tot așa am gânduri. Îmi ridic, pur și simplu, plexiglasul ăsta pe care eu am ales să-l pun ca să văd prin el, să-mi admir plântuțele. Da. Și lucrez. Ăsta e senzorul. De obicei, când lucrez, eu nu stau sub tensiune. Da? Ca atare, acum opresc de genul din telefon, îmi iau tensiunea din masă. Nu vreau să risc. Da, 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 cel mai bine. Și apoi lucrez. Aici, uite ce am butaj de smochin. Seria 2. Și de trandafiri. Acolo ghiveci în care am avut prima serie de smochini, care nu mi-a reușit și le-am repus aici. Putem veni încoace, nu e o problemă. Am pus urma asta să susțin asta, să nu-mi cadă. Da. E răsanța mamă. Și acum vreau să vă spun, să zic așa, procesul. Este izolată mult mai bine ca mesele alea. Da. Are postilen de 3, și jos, și lateral, și și aici, în lateral. Da, se simte. Se poate vedea. Uite. Da? Deci e foarte bine izolată. Rezistență și iar substrat. Ce facem? Semănăm semințe în alveole cu cele mai mici, astfel încât să plece planta mai bine. Da. Nu discut cu foarte, dar doar așa care. De ce elemente are nevoie o plantă? Păi are nevoie de substrat, da? Pământ, turbă, cocos, mocos, tot, da, ce încearcă omenirea să facă. Spațiu, păhărel, alveolă, pământ, solul, că îl bagi direct în pământ. Da, da. Și apoi de două elemente. Temperatură constantă și umiditate maximă. Maximă. Pe maxim, 100% trebuie. Între 90 și 100%. Având din nou senzor de temperatură și alt senzor și termometre. Uite, unul pe aici deja mi-arată. Am 71 umiditate acum și 13,9 grade. Și mai unul și pe capătul alt, un termometru. Le lași la germinat. La germinat ce înseamnă? Trezirea la viața sămânței, a plantei din sămânță. Da. Când s-a răsărit, apare factorul imediat necesar. Lumina. Procesul de fotosinteză. Da, da, da. De acolo apare alungirea plantei, răsadurilor. Pentru că nu îi dai lumină după ce a răsărit. Și ai distrus planta aia. Da. Acum avem și piața. E mult. Eu am multă informație acumulată. Piața microgreens, microplantele, care se bazează pe alungirea intenționată a plantelor
pentru consum. Sunt acele plantații pe artificial, pe rafturi. A, gata, știu. Microgreens, da? Știu. Eu am avut o ofertă de la un urmăritor, avem de prin Anglia special să discutăm. I-a zis, bă, nu, mă rog, noi nu avem baby salatele, nu le avem încă baby legumele, nu le avem încă bine intrate în România, cel puțin în provincie, în București, da. Nu știu. E, după ce au răsărit, le dăm la lumină. Pleacă de aici, eu la asta îi zic creșă, maternitate și creșă, și le duc la grădiniță. Un solarul mic, până când dispare. Da. De acolo, le ridic spre gimnaziu și mă duc cu ele spre universitate în solarul mare. Și ăsta e ciclu. Le-am făcut, le-am dat lumină, le țin. De ce? Ca să nu consum multă energie. Da. Și să mă duc spre primăvară. Ca asta le fac iarna. Da. Ianuarie, februarie. Păi și lumina cât stă aici aprinsă? Lumina asta stă aprinsă ziua. Încă trebuie să creezi diferența zi-noapte. Da, da, da. Și de temperatură și de lumină. Păi și dacă chit că e lumina afară, e soare, tot le țineți aprinse? Nu, da, pentru că aici nu am stilisele, dar acolo nu. Am înțeles. Da? Aici da, pentru că am policarbonatul ăsta de spanac, care nu e potrivit. Ăsta a fost un atelier. Uite, am eu de pe aici. Cum v-am zis și ați văzut și la fermă la noi, multe au fost plănuite într-un fel la început, da. Și acum au suportat, da, da. Modificări grămadă. Mi-a zis Dan, de exemplu, și când am făcut răsanța asta, bă, nu te arunca, viu, fă-o mai, bă, stai că o să o modifici. Și da, într-adevăr, acum, după ce pun o asupra, deja mă gândesc să modific. Da, da, da. Înțelegi? Toate sunt cerute de procesul în sine, știi? Da. Tu degeaba gândești într-un fel, până nu te lovești de ele și nu... Faci măcar un ciclu să-ți dai seama ce exact. Nu mai trebuie, ce nu... Un ciclu e puțin, știi? Eu... Da. Asta e, mă laud. Eu am eu abilitatea asta de informații și mi-e drag și îmi place domeniul, că altfel nu-ți iese. Da, da. Fără pasiune ești mort aici. Faci mizerii. Și revin clientul, ca în orice domeniu, dacă te mirosi, că este ca calitatea. Nu că ai pierdut un client. Ăla mai ce la Puret, la încă trei. Nu mai lua de la ăla că... Opinia mea e că un client îți aduce un client, cel puțin, sau un client îți alungă trei clienți. Da. Trebuie să fim foarte atenți în orice domeniu. Plecăm de aici, ne scoatem acolo, eu ce la universitate. De la universitate ele își dau masterul și licența la grădinar, în grădină. El decide. Ce frumos. Da, eu fac comparația asta, am și ceva experiență pedagogică, am fost 13 ani în Institutul Militar, și vreau să înțeleagă grădinarul de rând că trebuie privită planta ca pe ființă vie, cu aceleași nevoi. Da. De a supraviețui pe pământ, de a se procrea, înțelegi? Că dacă o privești ca pe autovehiculul, autoturism, care bagi combustibil și aibă dumă acolo, ești pierdut. Pierzi planta aia. Da. Și pățești ce am avut eu clienți care îmi ziceau după cine stăți de vorbă cu mine? Domne, după 30 de ani de făcut grădini, eu acum am înțeles multe. Despre asta e vorba. Cam asta este. Ca proiect viitor dispar boxele și ajunge acum la găinușile tale. Da. Păi și acum vreau să vorbesc un pic și despre de ce acesta va dispărea. Da. A fost schimbul de noapte. Aseară am mutat pe aici, a răsat, ce a făcut? Da, uite, acum spunem luna. E obosită. Și adă din motoraș, din codiță, da? Ține da, eu sunt iubitor de boxeri, am avut o pereche, după aia... Bine, am avut mai multe, ca ocazian, german, mă rog, dar nu o să mai au câini mari. Și nu boxerii. Este o rasă predispusă cancerelor. Au. Și nu mai e atât de populară. Și nefiind populară, nu mai este cercetată, controlată. Te-ai foarte cu minte. Da, e. Și are, dacă ați ști ce mușchi are pe ea, calul meu. Da, și nu mai face ea nici munca pe care o făcea cu dresaj. E dresaj primar la mine, la câine. Adică nu există să nu înțeleagă din intonația vocii că e voie, nu e voie. Multe treburi pe care eu le-am învățat, cred că de acum un an. Și am ciobăniștii de 2 ani, din păcate, și... Mi-au cam minte la prima pereche de câini, am citit, am luat cartea și am făcut multe după Cocu. Daniel Cocu, parcă oricum Cocu îl cheamă, dresor de câine, de câine renumit. Da. Cred că e mai în vârstă acum. Era la vârsta mea când citeam eu, avea un 40 de ani, așa, foarte este. Și de la el am luat multe și am făcut dresajul primar. Animalele sunt dependente de noi și când alegem să creștem animale de orice fel până la urmă, trebuie să fim foarte atenți, pentru că suferă ele, suferim și noi. Da. Să le înțelegi cât de cât limbajul, mă rog. Aia, trebuie să le și înțelegi. Eu nu o să mai iau câini mari. Ia cât are ca vârstă? Are, nu seama, cu fimea cel mic, are 8 ani. 8 ani, mulțumesc. Da. Mai are mult. Mare. Acea prima mea a trăit vreo 13 ani și... Cum era, cum e după ce eu n-am pățit și o să mai dureze până pățesc, că bișonul meu are abia
10 ani. Sper că mă aducă mult și mai bine. Sunt mai rezistenți ăștia pitici. Da, cum e... Dacă nu-și buldogi. Ce, da, e o zăpăcit. Cum e când vă despărțiți de animal? E aiurea. Eu am dat de niște amintiri de pe rețelele astea de socializare pe care nu le-am de mult. Am acolo în colț undeva locul în care le-am înmormântat, să zic așa. De la primul motan Jimmy, care era un zăpăcit, până la Bruno, un ciobănești german, Max, masculul ei, care mi-a murit de cancer, ne-am scos prin așa, mai stat trei luni. Și aici o poveste mișto, am un prieten, niște rude, niște verde ai soției, au un ăsta, îmi scapă, mi-au caminte, rasă periculoasă, dar domestic, așa, a venit și a dat sânge în timpul operației, că altfel nu rezista. Ce tare! Da, da, Paco. Ce scapă rasa, îmi scapă tare. Cane corso? Nu, e mai mic, alb, argentinian, dog argentinian. Da. Mic, frumos, sunt ok. Am multe povești cu câinele ăla. M-au lipsit ei, s-a din una în alta, a trebuit să mă duc, eram în ținută militară, să-i dau mâncare. Când am fost cumpărat la mâncare, m-a blocat în WC-ul de servicii. Și am ieșit plângeam atât, că sunt tot de mare. Nu eram atât de mare, dar m-am chinuit, în fine. Apă, când s-au întors de unde au avut ei treabă, mi-au zis, trebuie să filmăm, mai să faci o dată. Duceți-mă de aici, n-am mai plângeam ăla. Dar revenim la animale, e delicat momentul, dar ce iar? Asta, eu tot susțin treaba asta și am mai zis-o de foarte multe ori și cu mama mă cer pe treaba asta. Am zis, după ce, Doamne ferește, că o se întâmplă la un moment dat, inevitabil. După ce moare Teddy, am zis, în secunda, doi mergem și luăm altul. I-am zis, eu nu pot să stau, pentru că cea mai mare durere, după părerea mea, e chestia că mergi prin curte și nu mai vine niciun gâgea pe la picioarele tale. Sau... Acum că nu ne aude nicio iubită de-a noastră, e ca la femei. O iubire se înlocuiește cu alta. Da, da, da. Proiectul nou. Lăsați-o pe că e Luna! Luna! Ce faci, fată? Dormi aici? Păi te-am băgat pe vlog, ce faci? Bun, aici. Vreau să ergonomizez, să eficientizez spațiul. De asta am și decis să vând și mi-a ajutat Dumnezeu. Am avut imediat neașteptat. M-a pus la muncă, da? Mișcarea asta. Foarte și vreau bine. Să ergonomizez. Am avut o felul de idei să vin din gard în gard, dar tot așa, ca să evit show-uri cu vecinii și îmi văd de treabă, fac clasic cu spațiu lateral. Atât pentru zăpadă, bine, vreau să fac într-o apă, nu era o problemă. Pleacă ăsta. Lasă alea pe acolo, dispar boxele astea de găini. Da, te rog să spuneți un pic boxele. Da, tu ai venit și iei ultimele găini, nu și asta e, nu te-ai grăbit. Unde am avut 5 boxe. Una de câini, unde am avut cușca și acum, nestând ea aici, Luna și cu Zoro, stând mai mult pe lângă casă, am renunțat. Mergeam într-o grădină, am lucrat la grădină, am țoară că e plină de bălăria. Da. Am acolo motosapă. Dar e total dumneavoastră și partea aia? Nu. Okay. Doar am lucrat-o. Deocamdată. Am înțeles. Da. Și am făcut 4 boxe. De ce am ales așa boxele de găini? Pentru că am vrut să nu stau stresat că vine vulpea, fiind pădure aici, da? Da. Că vine uliu, că îmi zboară pasărea și așa mai departe și am ales să fac boxe. De ce am făcut cotețele așa? Tot așa, să le văd. Atât când trec pe aici oricând, cât și din casă și de oriunde. Da. De ce am ales moțate olandeze? Pentru că oferă și un nou și sunt foarte frumoase. Da. Da? Deci asta e Piu Piu, numită de fiul meu cel mic. E de o blândețe extremă, adică stă la fime, urcă pe el în fine. A, păi dacă manipulezi cam orice animal, dacă îl manipulezi, da, și-am făcut 4 boxe. Am mai avut un hibrid făcut de, tot așa de un tânăr de 18 ani, poate o să-l cunoști dacă vrei, putem merge să filmăm la el dacă vrea și el, Denis, cu care m-am cunoscut, tocmai că am luat de la niște ouă verzi, de la un hibrid. De Denis din Berceni? Nu, e de aici. Am înțeles. Băiatul. Nu știu cum să stai să nu-și la soarele în ochi. Întoarce-te tu aici și stau eu, că sunt mai rezistent. Da. Am instrucție multă în soare. Și am luat niște găini mai mari, un mix făcut de el, un hibrid moțat și încălțat cu ouă verzi. Da. Care au ajuns-o la el. Că le-am pus la crucișoare și le-am dat lui. Zic, bă, ia-le, că-i păcat de ele, sunt frumoase, mă rog, erau aici. Da. Am avut niște mătase japoneză. Și el face o mătase japoneză foarte șmecheră din material genetic adus de afară. Trebuie să-l cunosc, o să te pun la legătură dacă vrei. Chiar da. Foarte ok omul. Am făcut boxe separate, eu le-am pus pe culori, ți-am văzut materialul, eu nu sunt de acord cu el, nu am cunoștințe, nu merg mai departe, dar eu consider că dacă ții culoare cu culoare, ușor, ușor diminuezi riscul de a-ți ieși alte culori din ouă. E părerea mea. Zi! Depinde de rasă. Depinde și de rasă, da, probabil. Deci vă zic 100% că la australor poți să ții numai negru. Corect, și depinde de rasă, da. La ăștia, de exemplu, vă zic de pe acum, ăștia o să plece separat și cei de acolo, ce s-a auzit? E vreo pizică, uite, ăla e bufon. E dumneavoastră? Da, este motanul meu, britișul meu. Dar mănâncă?
Da. Este preferatul meu. Poți să-l filmezi, este simandicos. Vezi că vine la tine acum, l-a alintat. Bufu, ce faci, mă? El așa vorbește. El nu, mai mult decât mea, nu zice. Ce, tati, ce e? Și mai am trei pisici. Mai am încă un British Smokey, Black Smoke, poate o vedem, un siamez și... Păi și câinii, câinele se înțelege bine cu... Cu pisicile mele n-au voie. Nu înțeles. De mici. Dacă limită altă pisică acum, nu, mă rupe, nu vin alte pisici. Da. Dar cu ăștia n-au treabă. Păi ce fac? Crezi că doar eu am luat un randeu, am deja trei pisici. Nu, nu, nu. Și ultima chestie că am început să zic este un Scottish, un zăpăcit. I-am pus numele Judo. Da? Am Bufon, Smokey, pe Blood Smoke, Otto, siamezul. Și stai să le iau eu, că nu știe pe unde să... Hai, mă, încoace. Hai. Hai la tata, hai. Tău și frică, s-a prins cu aia de frică. E foarte simandicos. Nu stă nici mult la mângâiat, nici... Pe mine mă preferă că nu l-am agasat. Nu agasez cu mângâiatul. Eu, uite, nu se duce... Niciodată. Păi, o mut. Cum să-i facă ceva? Ce-i Bufu? Ce-i tati? Hai, na. Bun, continui cu găinile. Am vrut să fac așa, iar astea s-o cute de mine, de exemplu. Scărița asta am luat niște poce, nu știu cum să le zic, da? De plante, din bambus, din dede, mă parcă, nu știu, nu fac reclamă, din magazin. Și mi-am plăcut mie să le împletesc așa, să le fac, știi? Da, arată bine. Da, arată foarte de mișto. Asta la fel să le văd. Asta mi l-a făcut un tip de pe net, astfel încât să nu facă risipă. Foarte interesant, o să-ți dau și ție, nu o să mai am ce să fac cu ele. Mizerie tot se face. Da. Înțelegi că scot ele, mai dai o mână, mai cureți, dar e altceva. Da. Neavând spațiu mult, am zis să păstrez cât se poate o curățenie, știi? Adăpătorile astea tot așa l-am luat de pe net, de pe un site de specialitate. A, da, știți că sunt... Dar trebuie curățate. Sunt ca cele de iepuri, numai că... Da, au clopoțelul ăla. Le-a schimbat aia. Uite, eu nu m-am gândit niciodată la treaba asta. Păi nu, că o să ți le dau, că l-am ce face cu ele. Da, dar nu m-am gândit că la cele de iepuri poți să înfiletezi. A, și ce mai am? Iarăși outoarele astea înclinate din fabricație. Da, prise pe perete, e înclinată. Podina, da. Și vine ouă acolo, da. Ea intră aici, ouă. Se curăță mai bine, știi? Da. Alea făcute. Bun, revenind, dispar azi, găinile, începe demontarea boxelor. Va fi o alee frumoasă pe aici de un metru jumate, care o face conectarea dintre casa la încălucul și fermă, da. Ca să face până în spate pe alea pe care am venit. Foarte tare. Păi da, continui cu întrebarea. Așa, și va veni un solar de aici, vine Nea Marian, și face un solar de aici până punderea. Deci lungimea lui va fi așa? Nu, va fi așa. De acolo încolo. Păi și cum faceți că vă loviți de treaba asta de aici, de exemplu? De care? Adică plecați cu el de pe aici? De acolo, până în atelier. Sau vi-l aranjează el mai sucit, măi? Da, știe, domnul Marian. Da, nu e o problemă. Să-i spuneți că am fost la dumneavoastră. Da. Domnul Marian, nu știu dacă o să vadă, că nu știu dacă... Și o să-l duc mai încolo, știi? Și da. Acolo dispare, deci nu va mai fi poarta. Acolo va fi un dreptul alei, mut grătarul, mă rog. Și eficientizez. Da. Adică eu mai câștig spațiu, gândește-te, tot spațiul ăsta și un metru în spatele meu, că astea au 2,60, le știu dimensiunile, îți dai seama? Un metru încolo. Și asta eu mai pot să fac o masă de cultură lejer. Da. Plus pe capăt mai pot să, de exemplu, să mut răsanința și să-mi las totuși acolo atelier, știi? Da. Că ai nevoie să spui niște lădițe, să spui, ai nevoie și de un atelier. Sculele? Da. Adică am scule strânse, n-am apucat să le aranjez nici pe alea, că așa e ferme, microferme, dar mie mi-e drag greu, știi? Acum recunosc că am făcut cu ocazia, știam că vii și am zis, hai mă să fac și puțină curățenie, da, fac și un banc, o masă, era nevoie, oricum, știi? Cam asta e microferma mea. Foarte tare. Mergem la masă să stăm să bem și apă, că da. Am vorbit foarte mult. Nu, editez vlogul acesta și o să mai fac încă unul cu domnul acum. Mergem la masă și punem câteva întrebări, dar nu toate, că după aia nu se mai uită la Farcast, când veniți dumneavoastră. Am informație, dacă mă crezi, serios. Păi nu, să, nu pun, de... să nu pun acum cele mai bune întrebări, ca să-i țin un pic în priză. Le notez după aia de pe ce filmăm da. Și repetăm dacă e cazul din comentarii, iar eu... Ca așa cum făceam și când eram instructor militar, răspund doar la ce știu. Da. La ce nu, ori nu răspund, ori zic mă documentez la mai pricepus ca mine și răspund. Da, pe așa fac și eu, niciodată n-am sfătuit dacă nu sunt sigur pe ceva. Păi da, dar ori că am pățit eu, ori că... Păi aici revin la faza aia cu tuta absoluta, că m-am dus cu un alt footer total diferit și mare vânzător de produse. Ia, bă,
cel mai scump tratament. E ca și cum pe tine te doare în gât și eu stai umerii, știi? Da. Hai ca să ai eficiență. Nu e așa. M-a fost dezgustat pentru că eu căutam o colaborare pentru grădinarii mei, știi? Da. Și atunci tot Titel, inginerul Nache Titel, m-a învățat, văzându-mă iritat, băi, ia pune tu mâna și învață tu dăunătorii comuni și bolile comune și îți vei ajuta clienții grădinari. Și am învățat, Alex, am rupt în două și îmi dădea teste. Îmi trimitea poză. Și ea zice ăsta, și dă-i, bă, e pe Angelul Roșu, e cutare, nu e, e tuta, nu e tuta, e miniera, e fuzarioză, e nu știu ce, știi? Nu că le știu că le, mamă, sunt un inginer, dar oricum mă descurc. Da, da, da. Trebuie să ai un habar măcar un pic acolo. Da, iar eu m-am bucurat tare când am avut o fel de donator. La mine era o bucurie. Toți, wow, 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 pentru că eu i-am învățat. Da. Cu ocazia asta. Oricum, ce, deci, de la domnul am aflat prima și prima oară și asta trebuie să o fac neapărat în primăvară, nu există treaba asta. Eu, în vlogul următor, o să punctez, vreau să punctez ce ai anunțat că o să facem. Neapărat, din punctul meu de vedere, niște chestii necesare pentru grădinarii amatori. Da. Pentru că pentru grădinarii profesioniști nu stăm de vorbă. Stăpânesc lucrurile, da, da, da. Nu le dăm noi lecții ăștia novicii. Eu pur și simplu, din experiența mea, o să spun cum cred eu că e bine să facem grădinarii ăsta de hobby în curți, astfel încât să fim eficienți, da, și mulțumiți, știi? Da, da, da. Nu doar la stomac, și aici, și la spirit, știi? Că da. Altfel... De când am ieșit din pește, mâncăm rădăcini, știi? Da. Dar hai să muncim mai, nu știu, mai cu cap. Știi? Exact, exact, exact. Da. Am o întrebare pe care o pun acum, dar o să răspundă domnul în următorul video. Știi cum zicea asta în învățământ? Translație. Translație? Adică da, tu acum faci translația de la o ședință, de la o lecție la alta. Da, păi ca să uite și la următorul. Da, 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 da. Dar nu răspundeți. Nu răspund. Doar răspundeți dacă știți... Nu răspund deloc, nici după aia. Nu, să spune... Asta nu, asta nu trebuie, vă rog. Zic. Vezi, eu nu gândesc toate astea. Și mi-au zis. Vă spun în vlogul următor, cum am plecat eu și spre social media. Întrebare. Dar îmi spuneți doar dacă știți să răspundeți sau nu și o să vedeți în următorul episod. Cât de mult ajută, după părerea noastră, dacă puteți să faceți un procentaj cu aproximație, cât de mult ajută asta împotriva dăunătorilor? Puteți să-mi faceți, dar nu spuneți. Păi, da, știu. Știți? Da. Gata, vedeți în episodul următor. Tare sunt curios pentru că știți foarte bine din vlog, din, de la începutul și poveștile mele, că am pierdut solarul mic, l-am pierdut toată din cauza tuturor. Da. Total. Zau doar așa. Cât de mic mai rămâne riscul având asta să... Deci dacă întrebarea e așa, v-ați prins. Da? Mergem înainte și o să zic tot ce cred eu că e ok. Sigur. Eu am ending-ul meu, am cam două motouri. Ending-ul, de fapt, eu le traduc în moto. Da. În, mi le-am făcut tot lucrând, le am și dinainte, din experiența mea de viață, mică, dar bună, adică cu de toate și cu bune și cu rele. Eu închei de obicei multe videoclipuri, cred că peste 70-80%, mai ales ulterior primelor 20, da, cu a încuraja pe toată lumea de a face cu pasiune orice. Da. Și am un exemplu, eu și când bem apă, să bem apă cu pasiune. Și când trag o înjurătură, să o trag cu pasiune. Cu suflet. Și așa mai departe. Dacă tu pui pasiune în ceea ce vrei să faci, rău sau bun, nu ai regret. Da. Dacă o faci, hai că să fac și o grădină că râde vecinul, hai că să îmi pun și eu irigație ca așa trebuie, nu ți-am arătat irigația. Da. Mergem, terminăm mending-ul și punem în mijlocul videoului. Așa. Mi-l aranjezi unde trebuie. Că e interesant. Sunt două posibilități. Vreau să zic că nu ți iese fără pasiune. Da, da. Asta e ending-ul meu. Faceți totul cu pasiune. Despre asta e vorba. Dacă ai făcut totul cu pasiune, ai șanse să-ți iasă. Dacă o faci la mișto și nu ți iese. Doar deci să totul faci. Cu pasiune. Și la mine mă știți foarte bine, o să vă las linkurile în descriere de la domnul tot, de la TikTok, Facebook, aveți și Instagram. Da, am văzut Instagram, că nu Instagram mult, da. Și YouTube, vă las toate linkurile în descriere. A, la mine e simplu, ferma lui Ursache, dați de pe Google și vă aruncă în toate. Peste tot, da. Eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat, domnul a fost, să spunem așa... Iorel Dobre mă cheamă, mi-am pus Ursache ca să se știe, pentru că porecla nicio e dat de ursul. Și de aici plecat, ferma lui, da, Ursache, am și un tatuaj cu un urs, nu vi-l arăt că e frig, dar se vede prin unele filmulețe din vară. Și de aici am zis la Ursache. Ceea ce s-a și potrivit dă bine. Da. Da, și când mi se zice Ursache, cum și doamna Magdalena pe la Instagram, zic, nu e o problemă. Da. Eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat, mă găsiți pe Facebook, Instagram și TikTok, domeniu Angel. Și până... M-abțin să-ți închei eu, să-ți iau vorba, că-mi place să vorbesc și întrerup. Deci ea apreciez eu și e ok aici, e el aici, pentru faptul că tânăr fiind, face ceva, da, nu stăm de prostii. Bravo ție, să rămână. O să te dezvolți.
Sper, toată lumea spune asta, dar... Eu nu mă refer la te dezvolta financiar sau cu felul, nu. Tu să te dezvolți tu ca individ. Până data viitoare, susțineți producătorii locali. Și da. Domnul este... Cum vrei tu poți să-mi spui? Vursache, Viorel? Domnul Viorel, vă spun. Nu pot să vă zic Viorel. Nu pot să zic Viorel sau să vorbim la pertu. Nu pot. Ba, da. Nu pot. Asta e problemă. Prieten, de... Da, în fine, nu contează. Nu pot, eu n-acum. Nu dau respectul pe vârstă neapărat. Știu asta, dar la mine e de la mama. Păi da, dar și mama ta să înțeleagă că în momentul în care te înjură bunul de... Mi-a zis că îi pare rău că m-a făcut un pic prea educat. Și eu am fost așa. Un pic prea. Am realizat că, da, eu îți acord ție respect. Dar dacă tu nu dai două parale pe mine, ori mă înlătur, ori zic, băgule, și eu pot să fiu ca tine. Da, da, da. Da. Deci eu am fost Alexandru, domnul a fost Viorel, exact. Și până data viitoare susțineți producătorii locali. Pa!